Băieți și fete, bine ați venit la Minecraft Scrim episodul 1. Bună dimineața, frați și surori. Vreau să vă spun că tocmai ce m-am trezit și eu acum câteva minute din cauza telefonului meu. Deci efectiv, bă, băieți și fete, până acum câteva momente totul mergea bine. Eram împătuțul meu, visam foarte, foarte frumos. Băi, și deodată, efectiv așa parcă de nicăieri, a început să-mi sune telefonul. Efectiv bipăia ca naiba. Am primit apeluri, am primit mesaje, am primit notificări și toate chestiile astea. Eu dormeam liniștit, nici măcar nu e ora 7 dimineața, adică e foarte, foarte de dimineață și urmează să merg la școală. Și nu știu care-i treaba, boys, nu înțeleg de ce telefonul mi-a făcut așa și de ce așa parcă deodată mă caută toată lumea. Însă, haideți să vedem, fraților, de ce naiba m-a trezit telefonul meu din somn și totodată pentru ce m-a trezit, că chiar sunt curios să aflu motivul. Hai să vedem ce avem aici, let's go! Avem 8 apeluri pierdute. What? 8 apeluri pierdute? Ok, nu mă așteptam la chestia asta. Ia să vedem pe cine avem aici. Deci avem 3 apeluri pierdute de la Eddie, 2 de la Rafael, 1 de la Pinti și 2 de la doamna dirigintă. What? Boys, de ce m-au sunat cei mai buni prieteni ai mei și doamna dirigintă? La ora 7 dimineața, nici măcar nu e ora 7 dimineața. Boys, de ce se întâmplă chestia asta? N-are niciun sens, efectiv. De ce mă sună toată lumea, man? Ok, ce avem mai departe? 2 mesaje noi. Hai să vedem care-i treaba. Mesaj de la Eddie. Băi, Marius, treziște-te, suntem în mare pericol. Ok, Pinti, uite-te la ProTV la știri, frate. Nu vine să cred. Mamă. Bun. Deci Eddie și Pinti îmi spun chestiile astea. Deci înseamnă, boys, că s-a întâmplat. S-a întâmplat ceva nașpa. S-a întâmplat ceva grav. Ok, acum ați de ce m-a sunat toată lumea. Hai să vedem care-i treaba. Ce avem aici? Un articol nou de la ProTV. Avem o nouă știre. Hai să vedem care-i treaba. Articol nou. Stai. Articol nou ProTV. Tragedie foarte mare în orașul Lakewood din vestul țării. Asta e orașul în care stau eu, boys. Eu stau în Lakewood. Hai să vedem. Azi dimineață, la liceul din oraș, s-a produs o crimă cu sânge rece. What? Profesoara de chimie care lucra la acel liceu? Profesoara de chimie? Bro, profesoara de chimie, profa de chimie, doamna Ileana, profa de chimie, care lucra la acel liceu, a avut ghinionul să fie prima care s-a prezentat la școală, mai exact la ora 6:43 dimineața. Camerele de supraveghere arată un om care purta o mască de fantomă, la fel ca în filmul Scream, care o atacă pe doamnă cu un cuțit și o omoară după 11 lovituri. Guys, doamna de chimie a fost omorâtă? Băi! Nu, trebuie să fie o farsă, imposibil. Toată lumea este șocată. Polițiștii caută de o oră suspectul, însă nici urmă de el. Partea care îngrijorează foarte mulți pe cei care locuiesc în Lakewood este ca o istorie destul de periculoasă cu criminali în serie. Da, boys, trebuie să vă spun și despre chestia asta, dar cred că o să se precizeze în articol. Toată țara știe că acum 20 de ani Brandon James a făcut ravagi în orașul Lakewood. Boys, în cazul în care nu știți care-i treaba, în orașul în care stau eu, în orașul Lakewood, acum 20 de ani, când eu nu eram născut, s-a produs o foarte mare tragedie. Era un băiat pe nume Brandon James care purta o mască de asta de criminal, cum a purtat și băiatul ăsta care a omorât-o pe profa de chimie și a omorât în total 14 sau 15 oameni. Era un criminal în serie. Nu știu care-i treaba, nu prea știu care era povestea lui, din câte știu era un copil care a fost ignorat și după a devenit criminal în serie, habar nu am, însă e foarte ciudat că se întâmplă totul la fel după 20 de ani, boi. Și de ce doamna de chimie, bro, n-are niciun sens? Hai să vedem. Au murit peste 14 oameni, după cum v-am spus, și se consideră că și el ar fi murit, dar nu este nimic sigur. Boys, noi știm, ăștia din Lakewood, din orașul meu, știm că Brandon James a fost omorât de polițiști într-un lac, așa știm noi, în fine. Acum rămâne de văzut, însă întrebarea noastră este, credeți că criminalul Brandon James a revenit în orașul Lakewood pentru a face mai multe victime? Boys, eu nu știu ce să zic de chestia asta. Adică, băi, având în vedere că purta aceeași mască ca și criminalul de acum 20 de ani, nu înseamnă neapărat că e el, boys. Adică au trecut 20 de ani de atunci. Brandon James ar trebui să aibă undeva la 50 și ceva de ani acum, practic. Dacă a făcut crimea undeva când era în jurul vârstei de 29, 30, 31 de ani, deci ar trebui să aibă 50 și ceva de ani și să fie mort de vreo 20.
Nu știu, men, dacă a revenit. Habar nu am care-i treaba. Poate să fie doar un fan. În fine, hai să vedem care-i treaba cu casa mea. Ce se întâmplă cu casa. Hai să vedem ce face. Opa, mama vorbește jos cu șeriful. A venit șeriful la noi acasă. Ok, hai să vedem care-i treaba. Let's go. Uite-o pe Georgiana, da, boys, în cazul în care nu v-am zis, am și o soră pe nume Georgiana. Hai să o întreb dacă și-a auzit știrile. Bună dimineața, sora mea, ai auzit știrile, știi ce s-a întâmplat? Doamne, Marius, m-am trezit cu 20 de apeluri de la prietenele mele. Da, și eu, copt, că na, așa, ok. Nu vine să cred că trăim ce au trăit și părinții noștri acum 20 de ani, pe bune, boys. Ai văzut știrile? Se spune că Brandon James a revenit în oraș, dar s-ar putea totodată să fie doar un fan de-a lui, un psihopat care s-a gândit că ar fi mișto să omoare oameni, cum a făcut alt psihopat acum 20 de ani. Băi, s-ar putea să fie și chestia asta, da, gen să fie vreun fan de-a lui Brandon James, gen să-i fi părut cool să omori oameni și acum să ia exemplul lui și să omoare și el oameni. Nu știu care-i treaba. Bă, mi se pare foarte ciudat. Mi se pare foarte ciudat pentru că criminalul era mascat. Adică nu știi cine e. Nu știi dacă e vreun om nebun. Abar, gen, nu știi care-i treaba, boys. Asta mi se pare super, super ciudat. Hai să mergem jos, boys, ca să vorbesc cu mama, pentru că văd că ea vorbește cu șeriful. Însă aici e și bunicul. Bunicul, ai auzit, băi, ce s-a întâmplat, băi, bunule, băi. Of, îmi pare rău, nepoate, că trebuie să trăiți chestia asta. A venit poliția la toată lumea din cartier. Acum mama ta vorbește cu ei. Du-te și află ce se întâmplă și după vino și spune-mi și mie, pentru că mama ta nu-mi zice prea multe chestii ca să nu mă sperii. Stai niște, bunicule, o să vin și o să zic și ție. Hopa, uite-o pe mama care vorbește cu șeriful, boys. Ok. Bună dimineața, mama! Bună dimineața, domnule șerif! Vreau să-mi spuneți dacă aveți ceva noutăți. Credeți-mă că știu despre ce este vorba. Bună dimineața, dragule! Te rog să mergi la tine în cameră. Așteptăm niște telefoane de la directoare ca să vedem dacă astăzi mai mergeți la școală. Bănuiesc că ai aflat ce s-a întâmplat cu internetul ăsta. E și greu să nu afli. Da, destul de corect, mama. Domnule șerif, totul este în regulă. Puteți să ne dați mai multe detalii. Eu am auzit, gen, am văzut de la știri că s-ar putea ca Brandon James, criminalul de acum 20 de ani, să revină la noi în oraș. Puștule, stai calm, poliția se ocupă, nu trebuie să-și bași tu nasul. Și termină-te, nasul. Și termină-te, te rog, cu prostiile astea. Brandon James a revenit în oraș. Brandon James a fost omorât de poliție acum 20 de ani și ne mândrim cu asta. Că dacă cumva nu l-ați omorât și ați făcut o prostie, 100% venea să ziceți că de fapt Brandon James e viu și o să ne omoare pe toți. Știi ce zic? Probabil este un psihopat sau vreun fan de al criminalului. Băi, și asta s-ar putea să fie destul de corect. Te rog să taci. Așa, apropo, doamnă, am primit chiar acum prin stație copii să meargă la școală ca să-și ia lucrurile. Astăzi nu se fac ore, vedem cum decurge situația. Ok, bun, am înțeles. Păi eu o să mă duc sus în cameră să mă pregătesc ca după să mergem la școală ca să-mi iau lucrurile, pentru că cică astăzi nu se fac ore. Bunicule, nu știu dacă ai auzit care-i treaba cu conversația, însă situația e destul de nașpa. Nu e Brandon James, spune șeriful, că știe că el a fost omorât de poliție, însă nu știm nimica. S-ar putea să fie un fan de-a lui sau ceva de genul, știi ce zic? Așa că eu o să mă duc sus în cameră ca să mă pregătesc. Zic și lui sora mea, unde-i sora mea? Ok, Georgiana, pregătește-te pentru că urmează să mergem la școală ca să ne luăm lucrurile. Haideți, boys, că mă echipez și ne vedem la școală. Băieți și fete, uitați-vă unde tocmai am ajuns. Suntem în momentul de față, în fața liceului și aici efectiv e plin de poliție, de mașini de poliție, e efectiv sânge pe jos. Georgiana deja s-a dus la prietenele ei și uitați-vă, boys, am găsit cei mai buni prieteni ai mei aici ca să vedem care-i treaba. Bă, boys, bă, ați auzit care-i treaba, men, ce s-a întâmplat? Efectiv, cred că Brandon James a revenit în oraș. Ei bine, azi dimineața a venit șeriful la noi acasă și a explicat că zic, nu a venit, că a fost omorât, însă nu știu ce să cred. Tu, Pinti, ce zici, bă, frățiorul? Salut, bă, Marius, doamne, nu vine să cred ce se întâmplă. Un psihopat cred că îl copiază pe Brandon James și face crime în oraș. Bă, s-ar putea și asta. Dacă poliția nu-l prinde, instinctul meu îmi spune că o să facă din ce în ce mai multe crime. Băi, dacă e la fel ca Brandon James, dacă e un criminal în serie, 100% o să facă asta și o să facă foarte, foarte repede. Nu o să stea ani întregi. Ar trebui să vedem niște crime în zilele viitoare dacă nu este prins de poliție, gen dacă face exact ca și criminalul de acum 20 de ani. Tu, Edi, frățiorul, ce zici? Eu zic să ne trim toți undeva și să discutăm. Poate reușim să ne dăm seama cine este criminalul. Corect, cunoaște vreun admirator de filme horror care ar vrea să fie un criminal în serie? Da, Rafael, bă, Rafa, bă.
Ție-ți plac filmele horror, frățioro? Și bă, băieți, dacă vreți putem să ne vedem la mine. Ne vedem la mine după ori, eu zic că e cel mai bine. Bă, dar Rafa, ia stai puțin. Vezi că Eddie a lansat așa o acuzație către tine. Ție-ți plac filmele horror? Cumva tu ești criminalul, mă? Hei, îmi plac filmele horror, dar nu aș face asta niciodată. Asta ar zice oricare care ar face, știi ce zic? Și pe mine mă pasionează personajul Brandon James, deoarece este foarte complex. În fine, eu zic să ne întâlnim toți la tine, Marius, să discutăm și să vedem dacă găsim suspectul. Aha, să ne întâlnim toți la mine ca să ne omor pe toți. Aha, 100%. E clar că e cineva care stă cu noi în oraș, de-aia purta mască. Bă, nu știu ce să zic acum, însă bun, băieți, ne vedem la mine după ore, adică după ore, mergem acum să luăm toate chestiile astea, însă, bă, Rafa, vezi că tu ești primul suspect, frățioro, stai acolo că ești primul suspect, hai să zic lui sora mea, că după ce plecăm de aici, vin cu băieții acasă, băi, sora mea, vezi că după ce plecăm de aici, vin băieții la mine acasă, stăm acolo pe canapea la televizor ca să discutăm subiectul, poftim și eu vin cu fetele la noi, să nu cumva să văd că ne deranjați, hopa, nu-mi pasă ce faci tu, dar vezi că eu stau în sufragerie, da, tu stai cu fetele la tine în cameră, maxim. Eu stau în sufragerie la televizor, că acolo genii discuții de bărbați și ce zic, hai, lasă-mă în pace. Eu uită pe doamna directoare. Doamna directoare, aveți ceva să ne spuneți? Ceva? Alo? Dragi elevi, vrem să vă aducem la cunoștință că profesoara dumneavoastră de chimie a decedat azi dimineață. Da, destul de dureros. Ne pare foarte rău, vă invităm înăuntru să vă luați lucrurile și să reveniți mâine la școală. Mâine, în cazul în care nu se mai întâmplă vreo crimă pe aici, astăzi, liniștiți, clădirea este securizată și plină de polițiști. Păi bun, băieți, hai să le zic la băieți să vină cu mine și să mergem să ne luăm lucrurile. Da, uite-i pe ăștia doi aici, băieți, așa sunt Kiki și Mickey. Kiki și Mickey sunt doi gemeni, după cum puteți vedea, care sunt bogați, adică vedeți că au Gucci pe ei și sunt cam enervanți, băieți. Nu știu de ce se uită la mine, poate vor să vorbească ceva cu mine. Ia zi, bă, Kiki, care-i treaba? Hei, v-am auzit cum vorbească și că mergeți la tine să aflați cine e criminalul. Cine vă credeți, mă, Sherlock Holmes? În fine, mi se pare interesant. Pot să vin și eu cu Mickey? Da, bine, hai, veniți și voi, ce zic, veniți și voi la mine, că poate, da, dacă suntem mai mulți, poate avem mai multe idei și ne dăm seama care-i treaba, și ce zic. Bine, hai că ne auzim, sperăm să nu fie plictisitor, că știi că noi ne-am cărat, da, deci chiar să nu fie plictisitor, că mă și sperie gândul că voi o să vă cărați de acolo, deci chiar mă sperie, în fine. Hai să zic la băieți să ne luăm astea, apoi și după, fiți atenți, după ce o să plec de la școală, o să mă duc cu Georgiana, trebuie să zici lui Georgiana, bă, Georgiana, vezi că trebuie să mergem la magazin, da? Bănesc că ți-a zis ție, mama, trebuie să cumpărăm niște chestii și după mergem acasă. Boys, hai să vedem cum faci. Bun, băieți și fete, mi-am dat întâlnire cu băieții în jumătate de oră la mine acasă. Însă în momentul de față ne aflăm la magazin pentru că mama, înainte să plecăm la școală, ne-a zis să cumpărăm ceva. Însă e o mică problemă. Mie nu mi-a dat bani și nici listă de cumpărături. Cumva ți-a zis și e ceva, Georgiana? Băi, dar noi stăm la televizor, să știi. Băi, halo, deci stai puțin să revenim pe subiect. Băi, deci nu. Deci voi vă duceți la tine în cameră, eu stau cu băieții la televizor să discutăm situația. Bă, că găsim criminalul în serie, salvăm orașul, e totul bine. Mai lasă-mă pe mine cu astea tale, că stai tu la televizor. Deci lista e simplă, hopa. 3 sticle de apă, așa, 6 pâini și 2 prăjituri cu dovleac. Ok, mi-a dat mie bani, îi plătesc eu. Hai să mergem atunci, ce zic? Deci stai, mai zi o dată. 3 sticle de apă, 6 pâini și 2 prăjituri cu dovleac. Ok, băi, s-a trebuit să fie... Deci hai să mergem, practic. Uite ce pe casieriță, mamă, deci suntem la magazinul Alpha Mart. Ok, foarte mișto. Bună ziua, doamna casieriță, ne uităm și noi pe aici și o să ducem la casă să plătim. Ok, deci stai, mai zi o dată, chiar am uitat. Deci avem nevoie de 3 sticle de apă. Bun, 1, 2. Hopa, ok, cred că, deci le iei tu sau care-i treaba? Unde au dispărut sticlele astea de apă? A, cred că le iai aia, ok, 1, 2, 3, așa, bun, bănesc că l-ai luat. După mai avem nevoie de 6 pâini, ok, boys, unde sunt pâinile? A, uite aici, uite, iar și pe astea, 1, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sau sunt aici, boys? A, nu știu, ok, bănesc că l-ai luat tu, ok. Și avem și 2 prăjituri cu dovleac, ok, unde sunt prăjiturile cu dovleac? Aici, vine aici. 1, stai, ia asta, bun. Ok, boys, deci Georgiana, bănuiesc că ai luat tot. Hai să mergem să plătim la casierie, știi, zic, adică bănuiesc că l-ai luat, nu? Hai, du-te și dă-i-le lui doamna casieriță, dă-i-le, ok. Hai să vedem, bună ziua, trebuie să plătiți 12 dolari pentru tot ce aveți aici. Bun, păi Georgiana plătește până mă uit eu pe aici. Bun, frații mei, cât timp Georgiana plătește, nu știu dacă v-am zis, dar vreau să-mi cumpăr o nouă manetă, pentru că m-am jucat FIFA cu tovarășul meu Pinti, bă, și mi s-a spart maneta și vreau să-mi cumpăr una nouă, dar nu știu dacă ăștia în magazin au monetă de asta de-mi trebuie mie, știi ce zic? Adică, băi, pe aici nu prea au nimic, e foarte ciudat ce se întâmplă.
n-au nici monetă, parcă au doar d-astea, boys, doar alimente, au foarte puține alimente, ciudat magazinul ăsta, nu știu de ce n-ai bani venit pe aici, mamă, parcă s-a auzit ceva pe acolo. Bă, e criminalul, bă, ok, e criminalul, Georgiana, trebuie neapărat să plecăm, deci tocmai ce am văzut un băiat acolo și trebuie neapărat să plecăm acasă. Bun, frați și surori, am ajuns acasă, ne-am calmat și noi puțin. Ideea e că Georgiana și casierița mi-au zis că sunt nebun, boys. Efectiv, le-am spus, ați văzut și voi pe filmare, că era un ghost face, era un dăla, un criminal cu mască. Adică nu știu dacă era criminal, dar era un om care purta mască de-aia. Și le-am zis să se uite acolo și după, boys, omul respectiv cu mască a dispărut. Deci nu știu care-i treaba. Nu cred că mi s-a părut mie, adică uitați-vă și voi înapoi. Bănesc că nu mi s-a părut mie, era cineva acolo pe bune. Însă e bine că nu s-a întâmplat nimic. Știi ce zic? În fine, lăsând toate chestiile astea, ne-am adunat aici toți băieții. Uite, Păpin, Piedi, Rafael și bunicul aici, Kiki și Miki. Hai să vedem care-i treaba, băi. Ia zi, Păpinti, ce face, frățioro? Băi, fraților, acum că ne-am adunat toți, hai să nu stăm degeaba. Eu cred că dacă stăm să ghicim cine e criminalul, nu ajungem niciunde. Da, corect și asta, că dacă o dăm pe ghicite, nu ajungem niciunde. Eu zic să ne deschidem telefoanele și să începem să căutăm articole și informații despre Brandon James, pentru că e clar că dacă nu el e criminal, este un fan de-a lui și eu zic că e un start bun. Ok, foarte bună idee. Tu, Edi, ce părere ai? Exact, Pinti are dreptate. Așa o să ne dăm seama cum gândește criminalul și poate să ne dăm seama și de următoarea lui mișcare. Hopa! Boys, avem un plan! Hai că merge bine treaba! Deci avem un plan să prindem criminalul, boys. Gen, având în vedere că băiatul ăsta practic îl copiază pe Brandon James de acum 20 de ani, o să căutăm informații, poate o să facă ceva. Foarte inteligent, dar să sperăm că băiatul ăsta să fie un fan adevărat ca să aibă sens totul. Da, bă, corect. Tu, Rafa, ce zici, frățelor, că tu ești cel mai informat de aici. Mulțumesc de idee, băieți, mă bag pe căutat. O să fie greu să găsiți ceva de care nu știu, dar s-ar putea să caut și în locuri pe unde nu ar trebui să cauți. Hopa, exact, deep web. Rafa, frățioru, vrei să intri pe deep web aici? Băi, eu nu ți-aș recomanda. Eu nu ți-aș recomanda să intri pe deep web, mai ales că ești în casa mea. Deci ia, stai puțin, lăsăm Caterinca la o parte, n-ai voie, știi ce zic, adică pe bune. Vezi că ești la casa mea, nu ești la tine acasă. Și dacă cumva se întâmplă ceva, hopa, uiteți-vă. Hopa, mamă, au ajuns și fetele, Georgiana, Daniela și Yasmina. Ia să vedem, boys. A, uite, și soare mea aici cu prietenele ei sus în cameră. Ok, gândeam că s-a supărat sau ceva de genul. Însă, bă, Rafa, deci atâta trebuie să intri pe deep web, că ai zburat afară, știi, zic, termină-te. Tu, bă, voi băieți, ne ajutați și pe noi să căutăm articole sau care-i treaba? Am venit aici ca să căutăm articole despre un om de 20 de ani, hai să ne cărăm. Ia, tu, Miki, sunteți niște fraier, vă credeți detectivi, eu am plecat. Da, mă, bine că voi sunteți voi șmecheri, vai de capul vostru, bă, bunicule. Na, deci uite-te și tu la noua generație, practic, adică băieții ăștia sunt muncitori și ăștia freacă menta, știi ce zic? Lasă-i nepoate, voi căutați acolo, sperăm să găsiți ceva care să ne facă să știm următoarea lui mișcare, ok? Eu mă duc să mă uit la televizor, nu vreau să vă deranjez, am înțeles. Frați și surori, au trecut 2 ore de când eu împreună cu cei mai buni prieteni ai mei căutăm informații pe net despre criminalul Brandon James. Ideea, băieți, nu știu dacă sunteți dezamăgiți de mine sau ceva de genul, însă vreau să vă spun că eu nu am găsit absolut nimic. Adică în afară de informații basic despre cum arăta el, cum se presupune că arăta, câte crime a făcut și toate chestiile astea, nu am găsit absolut nimic. Adică nu știu care-i treaba. Să-mi spuneți voi dacă ați găsit ceva sau chestii. Pinte, tu ai găsit ceva? Băi, caut de 2 ore, dar tot ce am găsit sunt informații normale. Cum v-am zis și eu vouă. Cum că s-a născut cu ceva boală, da, asta m-au zis și eu, dar nu știu ce boală. Era respins la școală, era bajocorit de toată lumea și că de asta a devenit criminal în serie. Dar asta deja știe toată lumea. Poate și băiatul ăsta e un băiat tăcut de la școală? Nu știu ce să zic, bă, nu știu ce să zic. Edi, tu ai mai găsit ceva? Eu la fel ca și Pinti, dar parcă am găsit ceva mai mult. Hopa, am găsit un videoclip cu un psiholog care spune că acțiunile pe care le-a făcut Brandon nu sunt neapărat din cauza faptului că era batjocorit la școală. A zis că el vede că un subiect ceva mai personal care l-a rănit de 10 ori mai mult decât asta. A și Marius, eu ar trebui să plec imediat, m-a chemat mama acasă că n-ai îngrijorată. Da, nu-i nicio problemă, Eddie, mai vorbim puțin și poți să pleci. Dar stați puțin, boys.
Deci Eddie a zis că a văzut un videoclip cu un psiholog care l-a analizat pe Brandon James pe criminal și a zis că și că el crede că Brandon a făcut crimele din cauza, gen, avea o durere, o durere în suflet de 10 ori mai mare decât, gen, să-i bacioclească copiii la școală sau ceva de genul. Deci ceva mai personal. Ce ar putea să fie? Rafa, ne bazăm pe tine, frățelor, tu ești ocilarul grupului. Ia zi-mă, ai găsit ceva? Fraților, am găsit ceva! Sunt entuziasmat, dar nu știu cu ce poate să ne ajute asta. Am văzut și eu videoclipul de care zicea Eddie, așa că am căutat mai adânc și am găsit niște scrisori pe care le-a scris pentru o fată de la el din școală. Hopa, boys! Asta era durerea, băi! Cineva i-a frânt inima la Brandon James și de-aia a devenit criminal în serie. Și ghiciți ce? Și fata, ci că l-a plăcut... Hopa, ia stai, că n-am zis bine. Ci că fata l-a plăcut pe Brandon, însă odată, după o ceartă, fata i-a adresat niște cuvinte jignitoare, cum că ar fi un monstru și toate astea, și că se desparte de el. Și după chestia asta, el s-a dat dispărut și a devenit criminal în serie. Deci el era cu o fată pe care o iubea, s-au certat, i-a zis că e un monstru și după asta l-a rănit foarte, foarte mult și a devenit criminal în serie. Eu zic să căutăm și mâine, acum trebuie să merg și eu acasă. Mamă, trebuie să pleci și tu, bă, Rafa, mai rămân numai eu cu Pinti. Da, vă voi căutăm și mâine. Însă ia stați, dacă Brandon a făcut 14 crime, nu s-ar putea să o fi omorât și pe gen iubita lui? Adică, din câte știu eu, boys, din câte gen din cultura mea generală, Brandon a omorât doar bărbați. Mamă, și ăsta, criminalul nostru, a omorât o femeie. Mamă, băi, sunt foarte, foarte multe chestii și nu știu care-i treaba. În fine, băi, puteți să plecați, mai rămân numai eu cu Pinti. Frați și surori, au trecut 10 minute de când Rafa și Eddie au plecat și eu și Pinti tocmai ce am auzit un țipăt de fată foarte, foarte mare. Bă, ce naiba se întâmplă? Tu ai auzit țipătul ăla? Vine din camera surorii tale. Hai să mergem rapid sus, lasă naiba articolele astea. Hai să mergem, băi, din camera surorii mele? What? Păi, dar e cu fetele în cameră, mamă, sper să nu fie vreo glumă proastă sau ceva de genul. Ia uite, hai, Pinti, vină cu mine. Boys, Georgiana și Yasmina. Nu mai e și prietena lor? Parcă... Cine era cealaltă prietena lor? Nu mai e Daniela? Parcă? De ce nu mai e? A plecat acasă, boys? Sau care-i treaba? Boys! Bă! Pinti, tu vezi chestia asta, frățiorul? Bă, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? A spart geamul și a tăiat capul în fața noastră. What? Ce s-a întâmplat, Georgiana? Explică ce s-a întâmplat. E afară, e acolo, prindeți-l. Cine naiba e acolo, boys? Uite criminalul, bro! Mamă, boys, ce f***i, surori, în momentul de față, toată casa mea este plină de polițiști. După cum știți, fraților, acum câteva ore, la mine în casă s-a întâmplat o tragedie foarte, foarte mare. Criminalul de la noi din oraș a făcut o nouă victimă și ce să vezi, victima aia este o prietenă de-a surorii mele, care s-a întâmplat să fie în acel moment la noi în casă. Și astfel, boys, după cum puteți vedea, este un polițist jos, este șeriful acolo, este încă un polițist și încă un polițist în camera crimei. Deci deja sunt 4 polițiști la noi în casă, boys. Vreau să vă spun că sunt foarte, foarte stresat. Nu este deloc ușor să afli că la tine în casă s-a produs o crimă. Și după cum puteți vedea, și mama și Georgiana, sora mea, sunt foarte, foarte stresate. Eu nu știu care-i treaba. Bă, și sper să nu continue chestia asta și totodată sper că acest criminal să n-aibă într-un fel așa boală pe familia noastră sau ceva de genul. Pentru că, băi, care erau șansele din tot orașul, un oraș cu 10.000 de locuitori și totodată un oraș cu sute de case, fix la noi în casă să se facă crima? Nu știu, e foarte, foarte ciudat. Mama, tu cum te simți? Ești ok? Cum reziști situației? Of, of, copiii mei, nu-mi vine să cred că și voi o să treceți prin acest chin. Și nu-mi vine să cred că o crimă s-a întâmplat fix în casa noastră. Vă rog de acum să aveți grijă cu cine umblați, să aveți grijă să mergeți întotdeauna unde e multă lume ca să nu rămâneți singuri. Suntem în foarte mare pericol, mama are dreptate. Mă simt așa prost, parcă este vina mea că se întâmplă totul. O, dar mama, dar nu e vina ta că e un criminal în serie în oraș? Adică, înțeleg că poate te învinovățești că n-a făcut o crimă la noi în casă, însă eu cu Georgiana suntem bine. Adică noi, copiii tăi, suntem bine și nu trebuie deloc să te învinovățești pentru chestia asta. Gen, pe bune, stai liniștită că nu e deloc vina ta. Mai degrabă e vina lui băția de acolo, pentru că nu prinde criminala, gen, asta e vina lor 100%, să știi, gen, ăștia patru e vina 100%. Tu, Georgiana, cum te simți?
Te rog, lasă-mă, nu vreau să vorbesc cu nimeni. Tocmai ce una dintre cele mai bune prietene ale mele a fost ucisă în fața mea. Sper că realizez cât de nașpa e. Bă, vă dați seama că și Georgiana acum e destul de deprimată, boys, n-ai, e destul de nașpa ce i s-a întâmplat. Și asta s-a întâmplat doar din cauza ta. Cum adică, mă, din cauza mea? Dacă noi stăteam la televizor, nu se întâmpla asta. A, că știți că eu m-am citat cu Georgiana cine stă sus în cameră și cine stă la televizor. Adică ce? Trebuia să mă duc eu la televizor să mă moare pe mine sau să moară un tovarăș de-a meu? Băi, Georgiana, nu mai da vina pe mine. Înțeleg că acum ești deprimată și supărată, dar chiar nu trebuie să faci genul ăsta de afirmații. Gen, pe bune vorbesc, ai grijă că, băi, ești nesimțită. Spun așa că de sinceră, pare rău, mama, dacă ai auzit, chiar e nesimțită că a zis chestia asta. Ok, ia uite pe șerif aici, șerifule, fii atent, acum că vorbim noi ca între bărbați. Îmi spui și mie cum e situația, gen, adică ați aflat ceva, puteți să faceți ceva, să prindeți criminalul, pentru că fetele sunt foarte, 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 foarte îngrijorate. Tinere, îți spun cât de sincer pot că situația nu este deloc roz. Ca și data trecută, criminalul a lucrat foarte profesional. Nu a lăsat amprente, s-a ferit de camerele de supraveghere și nici măcar nu a lăsat vreun indiciu, lucru care mă îngrijorează. Trebuie să ne dăm seama de ce face aceste crime, care este scopul lui și de ce vrea să ne facă să suferim. Deci, boys, ca data trecută, criminalul nu poate să fie prins. Nu știm cine e criminalul, nu știm ce treabă are cu noi, nu știm absolut nimica, pentru că e profesional, boys, e profesionist, hopa! Păi, băi, șerifule, dacă e profesionist, asta nu înseamnă că a mai făcut crime în trecut? Adică, gen, nu cred că un criminal începător poate să facă așa de multe chestii, să se ferească de camere de supraveghere, să nu lase amprente. Băi, efectiv, e un infractor perfect. Acum, boys, după cum puteți vedea, în camera Georgianei, adică în camera în care s-a produs crima, se află un polițist. Eu mai voiam să mă duc acolo ca să văd cum stă treaba, însă, ia să vedem, au luat cadavrul de acolo. Ok, corpul acelei fete încă stă pe jos, deci practic nu vreau deloc, deci vă spun, zice că nu vreau deloc să intru acolo. Mi se pare foarte, foarte nașpa, așa că, domnule polițist, aveți grijă. Opa, am deschis ușa din greșeală. Domnule polițist, de acolo aveți grijă, pentru că e situația foarte nașpa. Dumneavoastră, domnule polițist, cu ce sarcină sunteți aici? Un singur lucru vreau să te întreb, băiete. Hopa, vrea să mă întrebe ceva. E 100% sigur că înainte să venim noi, nu ai luat ceva de pe jos din camera aia? What? Dacă sunt 100% sigur că nu am luat ceva de pe jos din camera aia? Nu, ați văzut și voi, boys, n-am luat absolut nimica de pe jos. De ce mă întrebați chestia asta, gen? Pă bune, n-am luat absolut nimica de pe jos. 100% sigur? Da, băi, 100% n-am luat nimica. Deoarece în balta de sânge se află un loc gol și presupunem că ceva a fost pus acolo, însă a fost ridicat. Hopa! Băi, dacă spuneți că în balta de sânge e un loc gol, și eu m-aș gândi tot la chestia asta, că a fost ceva pus acolo și că a fost ridicat, însă nu de mine. Adică, puteți să întrebați pe sora mea, pe maica mea, pe prietene, pe cealaltă prietenă al sora mea, că aia s-a dus, gen, pe cealaltă prietenă sau pe oricine, însă eu, pe bune, nu am făcut chestia asta, gen, eu nu am ridicat nimica, vă jur, n-am făcut absolut nimica. Sigur, nu am luat ceva, poți să ne spui, sigur, domnule polițist, n-am luat nimica, gen, pe bune, vorbiți cu ele că eu n-am luat nimica, sunt curat, gen, pe bune, stați, știți că n-aveți nicio treabă cu mine, eu n-am luat absolut nimic. Nimica, mai ales ceva care era să cumva să poate să, na, să se ducă la criminal, gen acel indiciu să ducă la criminal și eu acum să vă stric dumneavoastră ancheta, știi ce zic? Nu, n-am făcut chestia asta, pe bune, băi, chiar n-am făcut chestia asta și na, nu știu, polițistul ăla mi se pare cam suspect, adică parcă tot dă vina pe mine, m-a întrebat de 10 ori dacă sunt 100% sigur. Da, sunt 100% sigur că n-am luat absolut nimica. Uite și pe polițistul ăsta, mamă, dar e casa plină de polițiști. Tu, domnule polițist, ce cauți aici, gen, ne păziști sau care treaba? Salut, tu ești Marius, bunicul tău te așteaptă în bucătărie. Da, eu sunt Marius, nepotul lui. Ok, voi zici că bunicul mă așteaptă în bucătărie. Salut, bunicule, mi-a zis domnul polițist că mă aștepți. Ai ceva să-mi spui? Nepoate, și că nu vreau să ne audă nimeni. Am aflat ceva despre criminal. Hopa! Ceva care mă șochează. Nu mă așteptam niciodată la așa ceva din partea ei. What? Nu mă așteptam niciodată la așa ceva din partea ei. Care e ei, boys? Care e? Gen, vorbește despre o femeie, că nu și-a așteptat niciodată la așa ceva din partea ei. Care e ea? Nu pot spune acum, deoarece este casa plină de polițiști. Și totodată vreau să afli doar tu. Diseară, după miezul nopții, când fetele dorm, vii aici în bucătărie ca să-ți arăt ce am descoperit. Hopa! Deci, boys, bunicul a descoperit ceva, man. Ok, devine foarte, foarte interesant. Însă, boys, mă pune pe gânduri următoarea propoziție pe care a zis-o. Nu mă așteptam niciodată la așa ceva din partea ei. La cine se referă? Gen, nu prea înțeleg la cine se referă. Hai să zicem ce avem în chestul ăsta.
3 mesaje noi de pe telefon. Hop, am primit 3 mesaje, să vedem care-i treaba. Mesaj de la Pinti: frate, ce s-a mai întâmplat? Hai să ne vedem la cafenea. Mesaj de la Rafa: frate, e adevărat ce se aude? Mamă, boi, s-a auzit deja în tot orașul. Vă dați seama că în tot orașul s-a auzit că s-a făcut a doua crimă și că e la mine acasă. Hai să ne vedem la cafenea cu toți băieții. Și Edi mi-a dat și el mesaj: hai la cafenea ca să ne spui care e treaba. Deci, boi, bănuiesc că o să trebuiască să mă duc la cafenea. Bunicule mi-a dat mesaj: băieții vor să știe care e treaba, așa că o să mă duc la cafenea să mă întâlnesc cu ei. O să vin acasă, însă stai liniștit că nu am uitat despre planul nostru. Așa că o să vă las, ce să zic, hai că ne auzim bunicule diseară. Bun, domnule polițist, eu o să plec la cafenea. Bun, frați și surori, în momentul de față mă aflu la cafenea alături de toți băieții mei. Deci băieți și Rafa, o să las pe Pinti să vă explice ce s-a întâmplat, pentru că eu vă spun sincer, nu mai am cuvinte și am zis povestea asta și la polițiști, așa că o să las pe el să vă explice într-un fel ce s-a întâmplat fix după ce voi ați plecat. Deci ați avut foarte, foarte mare noroc că nu ați fost în casă în momentul în care, na, s-a produs crima. Pinti, spune-le. Deci, băieți, să vă explicăm mai exact ce s-a întâmplat. După ce ați plecat voi, voiam să plec și eu, însă am mai stat cu Mariu 10 minute. Deci, complet adevărat. Eu o să confirm ce zice el. Și cât timp vorbeam noi, am auzit niște țipete de fată și după ne-am dat seama că vin din camera surorii lui Marius. Corect și asta. Am mers acolo sus și noi știam că sunt trei fete: Georgiana, Iasmina și Daniela. Exact, prietenul sora mea. Însă Daniela nu mai era. Credeam că a plecat acasă, așa că am intrat înăuntru și le... ca să ne întrebăm de ce țipă. Și când am intrat, am văzut-o. Era Daniela leșinată pe jos cu capul tăiat. Însă Marius are ceva în plus. Deci, fraților, o chestie pe care am zis-o numai lui Pinti și numai să vă zic și vouă. După ce am intrat în casă, a văzut și Pinti că, da, treaba e foarte, foarte ciudată. Eu m-am uitat pe geam, boys, pentru că era geamul spart și nu o să vă vină să credeți ce am văzut pe geam. Efectiv, când m-am uitat, Pinti mi-a zis că el nu a văzut, adică a fost așa totul pe o fracțiune de secundă. L-am văzut pe criminalul cu mască din Scream, cu masca lui Brandon James. Deci e 100% sigur că el a făcut crima asta, a fost confirmată și de polițiști. Însă ce să vedeți, din nou criminalul, chiar dacă a fost văzut și de polițiști pe camere de supraveghere, a reușit să se ferească. S-a ferit din nou și nimeni nu știe cum arată, boi, și din nou a fost făcută o crimă profesională și nu există niciun suspect. Eddie, tu ce zici, frățiorul? Oh my god, ce poveste, parcă scoasă din filmele horror. Nu înțeleg cum tu nu ai coșmaruri, având în vedere că te-ai uitat ochi în ochi cu criminalul. Da, momentan nu m-am culcat, deci probabil o să am. De acum nu ne mai întâlnim la tine acasă. E prea riscant fără supărare. Nici o supărare, bă, frățiorul, nici eu nu mai vreau. Deci efectiv, băi, vreau să mă mut. E foarte, foarte nașpa și tocmai s-a întâmplat. Tu, Rafa, ce zici, frățiorul? Din nou o crimă făcută de un profesionist. Băieți, trebuie să avansăm în investigație. În ritmul ăsta o să murim toți, unul câte unul. După cum vedem, poliția nu face nimica. Deci, băieți, aici Rafa are chiar foarte, foarte mare dreptate. Poliția, pe bune, nu face nimica. Deci, băieți, păi hai să ne apucăm să vorbim despre chestia asta, să vedem, poate găsim o rezolvare. Frații mei, stați puțin că se întâmplă ceva foarte, foarte ciudat. Am stat efectiv aici o oră cu toți băieții și acum Rafa a trebuit să plece. Și Eddie Boys, pe tot parcursul discuției noastre, ne-a zis că vrea să ne zică ceva când Rafael o să plece. Nu știu care e treaba, el părea foarte, foarte ciudat și nu înțeleg de ce vrea să ne zică ceva când Rafa e plecat, adică, boi, suntem toți prieteni, trebuie toți să aflăm care-i treaba. Eddie, spune-ne, sunt numai cu Pinti acum, ce vrei să ne zici? Ok, băieți, acum că am rămas doar noi trei, vreau să vă spun ceva, dar să nu vă panicați. Ok, spune-ne, nu înțeleg de ce nu ai zis când era și Rafa aici. Cumva, Rafael s-a întors la voi să-și ia caietul? Nu? Nu? Pinti, gen, pe bune, nu? Nu s-a întors Rafa la noi să-și ia caietul, nu? Gen, adică eram numai noi doi, nu a venit după înapoi. Oh! Înseamnă că avem o problemă foarte mare. Cred că Rafael are ceva de a face cu crimele astea. What? Când eram în stația de autobuz, pregătit să plecăm, Rafael s-a oprit și a zis că se întoarce deoarece și-a uitat caietul. Boys! Deci Rafa n-a vrut să plece cu Eddie și a zis că se întoarce puțin. Băi! Asta înseamnă că Rafa e criminalul. Băi, eu zic să nu luăm decizii așa, gen, să luăm concluzii pripite. Însă, e un suspect. Tu, Pinti, ce zici? Oh my god, Rafael e criminalul? Foarte multe se leagă acum. Doamne, și el e și pasionat de criminal în serie. Nu-mi vine să cred, poate chiar el e. Boys, nu știu pe bune ce să zic. Adică, ce zice Eddie?
are foarte multă logică. Dacă ce zici tu e adevărat, grijă mare, că nu știm dacă e adevărată chestia asta. Dar tu l-ai întrebat pe Rafa, gen, încearcă să-l întrebi pe Rafa dacă s-a întors să-și ia caietul și ne zici mâine, gen, întreabă-l chestia asta, pentru că, bă, nu știu, voi se poate să minte și el. Efectiv, toată lumea, în momentul de față, este un suspect. Toată lumea poate să fie criminalul, boys, știi ce zic? Adică e o situație destul de nașpa. Deci, Edi, Pinti, eu zic, băieți, să nu luăm concluzii pripite. Eu acum o să mă duc acasă, vă recomand și vouă să faceți la fel, însă să stăm cu un ochi pe Rafa, pentru că este foarte suspect, nu știu, gen, nu înțeleg de ce ar minți, gen, de ce ar minți că se duce să-și ia caietul, gen, dacă n-a venit să o facă. În fine, hai să mergem toți acasă. Fraților, deja s-a făcut seară, tocmai ce am ajuns acasă și după cum puteți vedea, polițiștii în continuare nu au plecat de aici. Domnule șerif, care-i treaba, gen? Cât o să mai stați aici? E chiar situația atât de neagră? Tinere, mergi și vorbește cu mama ta, deoarece este într-o stare de șoc. Mergi și consolează-o și spune că nu are ce să se întâmple rău, deoarece din momentul de față, poliția din Lakewood vă oferă protecție 24/7. Exact, în permanență, doi polițiști vor păzi casa dumneavoastră, cel puțin până prime criminalul ăsta dement. Mamă, băi, deci o să avem doi polițiști în față non-stop. Eu acum o să merg acasă, mama ta are numărul meu, dacă este vreo problemă mă poate suna. Am înțeles, domnule șerif, vă mulțumesc foarte mult, boys, deci o să avem doi polițiști non-stop în fața casei noastre. Mamă, chestia asta e foarte, foarte tare. Bunicule, tu ce zici? Gen, ai consolat-o pe mama, ai încercat să vorbești cu ea? Nepoate, mergi și consolează pe mama ta, dar nu uita, nu-i spune despre întâlnirea noastră de la miezul nopții. Te rog, ține secretul. Bunicule, stai miștit, poți să... poate să fie totul bine, stai liniștit, poți să te bazezi pe mine, o să fie totul bine. Uite-o acolo pe mama. Mama, m-au zis că ești foarte, foarte stresată. Ce s-a întâmplat? Deci ești așa stresată, gen? Stai liniștit, nu trebuie să te învinovățesc sau ceva de genul. Nu am nimic, mă compor complet normal. Nu am nicio treabă cu acest criminal sau cu viața lui. Ok, dar nimeni nu a zis că ai ceva cu el, gen, de ce faci așa? Sunt îngrijorată pentru copiii mei atâta tot. Sper ca polițiștii de afară să-și facă treaba. Ok, mama, bă, vă dați seama, bă, zic, e destul de panicată că există un criminal în serie, gen, și s-a făcut o crimă în casa noastră, așa că o să te înțeleg. Eu acum o să merg în camera la sora mea să vedem care e treaba. Tu, sora mea, ce zici? Ai auzit, gen, că mama e stresată? Ai să-i spui ceva? Frate, după ce că sunt speriată, mă mai sperie și ăștia de la ProTV cu articolul lor. Uite ce articol de căcat au scris despre casa noastră, ci că casa crimelor. What? Băieții de la ProTV au scris un articol despre casa noastră? Ce naiba? Articol de la ProTV. Ia să citim, băi, să vedem care e treaba. Articol de la ProTV. Doamnelor și domnilor, la nici mai mult de 24 de ore, ucigașul din Lakewood face a doua victimă. În continuare, toată lumea se întreabă, este vorba de Brandon James sau este doar un admirator de-a lui? Asta mă întreb și eu. Și de data aceasta, crima nu a fost comisă într-un loc public, ci într-o casă privată. În acea casă, care mai nou este poreclită Casa Crimelor. What? Casa mea e porichită casa crimelor și nici măcar nu știu. Locuiesc doi elevi ai școlii din oraș. Criminalul are sânge rece și de data aceasta a omorât un biet copil. Ce credeți? O să mai existe crime în Lakewood? Poate chiar în casa crimelor? What? Să mai fie crime la noi în casă? Bă, și-ați nebun și cu articolul ăsta? Și credeți că criminalul va fi prins? Da, credem că criminalul va fi prins. Doamne ajută să fie prins! Holy shit, ok, boys, deci ăștia de la ProTV pe bune sunt nebuni. Eu sora mea o să mă duc la mine în cameră să mă culc și pe mine m-a supărat destul de mult articolul ăsta. Însă, boys, de seara la miezul nopții o să mă trezesc ca să mă duc să mă văd cu bunicul, pentru că toată ziua am stat să văd ce e gen asta cu sufletul la gură, ca să văd ce urmează să-mi spună. Hai să vedem care-i treaba. Eu o să mă duc acum în cameră, o să mă odihnesc puțin și de seara o să ne vedem cu el. Frați și surori, o să vorbesc puțin mai încet pentru că toată casa doarme și tocmai ce s-a făcut miezul nopții. După cum puteți vedea, Georgiana este în camera ei, mama este în camera ei și urmează să mă duc jos să mă trănesc cu bunicul care este în bucătărie. Așa că o să încerc să fiu cât mai silențios. Georgiana este în camera ei, doarme. Mama probabil la fel, ok, boys, o să încerc să nu fac deloc sunet. Mamă, ok, s-a auzit ceva. O să încerc să nu fac deloc sunet. Mamă, și polițiștii sunt în continuare afară. E bine că și-au mutat poziția și că nu mai sunt la geam, că așa puteau să mă vadă și se părea ceva ciudat. Hai să vedem care-i treaba, boys. Ce vrea să-mi zică bunicul? Și eu nu înțeleg de ce gen, de ce îmi zice mie, de ce nu zice lui mama, gen, adică ei sunt adulții din casă, gen, habar n-am care-i treaba. Hai să vedem, uitați acolo polițiștii. Deci pe bunicul.
Bunicule, tocmai ce am venit. Spune-mi ce vrei să-mi zici, pentru că am stat curios toată ziua. Ok, băiete, ai venit, te rog să nu vorbești deloc, riscăm să fim priși, am înțeles. Nu o să zic multe, doar o să te las să vezi ce scrisoare a lăsat criminalul la locul faptei. Am reușit să pun mâna pe ea înainte să vină polițiștii, dar când am deschis-o am rămas șocat. Boys, mai știți când am zis polițistul ăla că a fost ceva care a fost ridicat din pata de sânge? Avea dreptate, bunicul a ridicat chestia aia, era o scrisoare. Deschide-o și convinge-te singur. Deci că a găsit o scrisoare și că e șocat. Hai să vedem ce poate să fie șocat, gen. O scrisoare de la criminal. Eu mă aștept la o scrisoare de amenințare, gen. Adică, bunicule, gen, dacă e o scrisoare de amenințare care ne amenință pe noi sau ceva de genul, nu trebuie să fii șocat. Asta era sigur că o să se întâmple, nu? Hai să vedem care e treaba. Nu știi dacă sunt viu sau mort, dar știi de la cine vine mesajul ăsta. Dar știi că mesajul ăsta vine de la mine. Ok, deci este o scrisoare către cineva din casă. Către cine? Către mine? Hai să vedem. Ia să citim asta. De când eram mic, am fost bajocorit de toți copiii, deoarece li se părea că sunt ciudat sau că arăt ca un monstru din cauza bolii pe care o am. Asta sună ca Brandon James, boys, ok. Când am ajuns la liceu, parcă a devenit din ce în ce mai rău, dar deja mă obișnuisem. Și atunci ai apărut tu. Am zis să-mi încerc șansele cu tine, nu mă așteptam niciodată să-ți placă de mine, dar uite că ți-a plăcut, mamă, boys, m-am prins despre ce-i vorba, m-am prins, nu. Și-am trăit fericiți, pe ascuns, ca doi adolescenți îndrăgostiți. Până la acea seară, până în seara aia când am avut acea ceartă pe malul lacului. Acolo, m-ai jignit, e ok, am înghițit în sec. Dar ai mers prea departe, m-ai făcut monstru, un cuvânt pe care nu mă așteptam să-l aud din gura ta. Boys, m-am prins despre ce-i vorba. Mama este iubita lui Brandon James, iubita de acum 20 de ani, dacă v-ați uitat la clipul trecut. Știți că a zis Rafa că el a scris o scrisoare către o fată care l-a jignit și din cauza faptului că acea fată a făcut mișto de el, el a devenit criminal în serie. Deci, boys, Brandon James a devenit criminal în serie pentru că mama mea l-a refuzat. Boys! Oh, shit! Ce poveste complicată! Nu vine să cred. Așa că acum 20 de ani am omorât pe toți cei dragi ție, pentru că pe tine nu pot pune mâna. Efectiv, nu mă lasă inima. Am văzut că momentan ai uitat de mine, te-ai realizat, ai doi copii, e vorba despre mama. Dar ce să vezi, draga mea, eu nu o să uit niciodată de tine. Astfel și viața copilor tăi o să aibă de suferit, pentru că așa trebuie să fie. M-ai făcut un monstru și o să vezi ce înseamnă cu adevărat să fii vânată de unul. De la un om mort. Mamă, boys. Holy shit, bro. Ok, bunicule, îmi dau seama de ce e foarte, foarte nașpa. Însă, fraților, vreau să vă spun sincer, Brandon James, din câte știu eu, e mort. Deci, frații mei, vreau neapărat să-mi scrieți la comentarii dacă credeți că ăsta este Brandon James, criminalul de acum 20 de ani, sau este un admirator de-a lui, sau, să spunem așa, o mână dreaptă de-a lui, un om care a fost desemnat de el ca să ducă treaba mai departe. Eu nu știu care-i treaba bunicului, eu n-aș crede că e Brandon James, pe bune. Eu zic un admirator sau un om care vrea să se răzbune pentru ce a pățit el. Poate e o rudă de-a lui, habar nu am. Bună dimineața, frați și surori, o nouă zi în orașul ăsta blestemat, unde se află un criminal în serie. Vreau să vă spun totodată că nici în această dimineață nu m-am trezit de bunăvoie, ci m-am trezit din cauza surorii mele, care se află la mine la ușă și tot bate, boys, tot bate acolo și urmează să mă duc să văd ce vrea. Însă înainte, fraților, vreau să discutăm puțin și să procesez puțin ce s-a întâmplat aseară, ce s-a întâmplat data trecută. Ei bine, frați și surori, după cum știți, boys, s-ar putea ca acest criminal în serie care se află în momentul de față la noi în oraș să aibă o legătură cu familia mea, adică toată lumea bănuiesc că știe și în cazul în care nu știți o să vă arăt, am aici scrisoarea pe care a lăsat-o criminalul când a omorât-o pe fata aia la mine în casă. Însă, hopa, asta e scrisoarea și mai avem încă o chestie aici, un mesaj nou, hopa, am și un mesaj nou, o să vreau să vă arăt scrisoarea, boys. Deci aici scrisoarea asta, boys, scrie că criminalul de acum 20 de ani, marele cunoscut criminal Brandon James, a avut o relație, boys, cu mama mea la liceu, ați auzit foarte bine? Deci mama mea a fost gagica lui Brandon James. Ei bine, faza proastă este că mama cică și-a bătut joc de el, adică nu că și-a bătut joc de el, însă s-au certat odată și
l-a făcut monstru, l-a jignit sau ceva de genul. Și din cauza asta el a decis să se facă criminal în serie. Ideea e că și că el acum a venit să se răzbune, însă nu se știe 100% dacă e el sau dacă e un urmaș de-a lui Boyce. Pentru că, bă, Brandon James, în primul rând, e cam bătrân, a trebuit să aibă 50 și ceva, 60 și ceva de ani Boyce. Și totodată, nu știu, cred că este mort criminalul de acum 20 de ani, știi ce zic? Adică habar nu am. Nu știu, boi, scrieți voi la comentarii dacă aveți vreo idee, însă hai să lăsăm chestia asta. Ideea e că, bă, momentan, dacă familia noastră este în regulă, e totul bine, sperăm să nu treacă frățiorul la fapte. Însă, mai avem aici o nouă chestie, un mesaj nou de la telefon. Hopa, nu știam care-i treaba cu chestia asta. Hai să deschidem cartea să vedem ce mesaj avem. Avem un mesaj de la șerif, hopa! Ok, vă salut pe toți. Acesta este un mesaj automat. Cine a primit acest mesaj este rugat să se prezinte astăzi la ora 10:00 la secția de poliție pentru a da declarații. Sunteți doar voi, cei care ați fost în casă în momentul în care s-a făcut a doua crimă. A, băi, deci mergem la poliție să dăm declarații. O să ne pună întrebări de-alea, ok. Să nu vă speriați, aveți motivare pentru toată ziua la școală. Let's go, boys! Astăzi s-au reluat orele la școală și eu nu voi merge la școală pentru că mă duc la poliție. Vă aștept acolo să vă pregătiți pentru întrebări, dar să nu fiți speriați. Am înțeles, boys, let's go. Deci o să mergem acolo, păi bănuiesc că o să fie cine o să fie, o să fiu eu, Pinti și sora mea, nu? Adică cine mai era în casa? Ah, și prietena lui sora mea. Cam atât ar trebui să fie, gen, să merge, să fie acolo la secția de poliție. Opa, vedem acolo polițistul, încă este, dar de ce nu e numai un polițist? Nu trebuia să fie doi. Ha, opa, un polițist înăuntru și vorbește cu mama. Uite-o pe Georgiana. Bună dimineața, Georgiana. De ce tot bazi la mine la ușă? S-a întâmplat ceva? Neața, frate, am venit la tine pentru două lucruri. Hai să auzim. În primul rând, vreau să-mi cer scuze că am zis ieri că din cauza ta a murit colega mea. Eram nervoasă și am reacționat la nervi. V-am zis, boys, că nu trebuie să ne supărăm pe Georgiana, pentru că era nervoasă și pe lângă chestia asta era și speriată. De stai liniștită, nu e absolut nimica. În al doilea rând, ai primit și tu mesajul de la șerif? Da, da, l-am primit. Trebuie să mergem la declarații. O să fie așa epic. O să ne bagem camere de alea pentru interogatoriu ca să răspundem la întrebări, la fel ca în filme. Vă cerce la corșe să zic, nu știu dacă să ne bucurăm că facem chestia asta și că o să fie la fel ca în filme. Însă, treaba ta, știi ce zic? Adică ne vedem acolo la ora, zici, uite-l pe bunicu. Știi ce am făcut aseară cu bunicu? Am descoperit marea scrisoare. Salut, bunicule, care-i treaba, ce faci, bună dimineața, cum te simți? Nepoate, avem o problemă. Nu pot să-ți explic mai mult, dar zic doar atâta. Aseară, tu ai dormit și nu ai auzit nimica. What? La ce se referă bunicul? Ok, aseară eu am dormit și n-am auzit nimica. Nu știu la ce se referă, în fine, ok. Uite acolo pe polițist și pe mama. Bună dimineața, mama, și bună dimineața, domnule polițist, s-a întâmplat ceva sau de ce ați venit în casă? Dragă Marius, pe tine te așteptam. Nu vreau să te sperii sau ceva de genul, dar polițistul mi-a dat o veste care probabil nu o să mă lase să mai dorm noaptea. What? Ce veste? Mi-a spus că aseară, pe la miezul nopții, a auzit în casă sunete ca și cum cineva mergea fără să vrea să fie auzit. Pe lângă asta, am mai și auzit o voce de bărbat care vorbea. Noi. Spune-mi și tu, ai auzit chestia asta? Mamă, eu n-am auzit nimic, eu am dormit aseară, pe eram efectiv mor de somn după toate chestia asta, am dormit ca un puișor, deci efectiv nu am auzit absolut nimic. Hai că n-am auzit. Domnule polițist, dumneavoastră, oh, asta e foarte grav. Ce e grav? Aș fi vrut să spui că erai tu, că voiai să mergi la frigider sau ceva de genul, dar având în vedere că tu și bunicul tău sunteți singurii bărbați din casă și amândoi a spus că voi dormeați, este o problemă. Da, ok, boys, bun, deci polițiștii, boys, mai exact polițistul ăla bănuiesc și ăsta de afară, ne-au auzit în momentul în care am mers aseară și am vorbit așa în bucătărie, cei drept am vorbit și puțin cam tare și acum sunt în alertă. Ei credeau că, na, e cineva, e altcineva, cineva care nu trebuia să fie în casă, a venit la noi noaptea. Da, na, nu putem să spunem că eram noi, că după o să-și pună semne de întrebare și, na, o să-i zicem mamei că i-am aflat marele secret și totodată o să afle și polițistul că l-a mințit, știi ce zic, și că exista pe bune o scrisoare acolo, exista un lucru pe care eu l-am luat. Însă, frați și surori, eu zic că, având în vedere că nici eu și nici bunicul nu o să zicem nimic, o să fie totul bine. Așa că eu mă aștept puțin pe aici pe acasă și ne vedem la ora 10 la secția de
poliție, știi ce zic. Frați și surori, tocmai ce am ajuns la police station, adică la secția de poliție, și fiți atenți că se întâmplă ceva foarte, foarte ciudat. Deci, după cum puteți vedea, ați văzut și mesajul ăla, a zis șeriful că o să fie doar oamenii care au fost în casă în momentul în care s-a făcut crima. Și uitați-vă, boys, cine se află aici? Voi vedeți aici niște impostori printre băieții ăștia? Eu îi văd pe Eddie și pe Rafael, man, că ei nu erau în momentul în care noi, gen, în momentul în care s-a făcut crima, ei nu erau aici. Ei de ce se află în momentul de față aici cu noi? Ok, asta e destul de ciudat, însă hai să... Să vorbim așa puțin ca să destindem atmosfera. Ce zici, bă, Pinti? Cum te simți și că o să fii interogat, știi ce zic? Neața, bă, Marius, până să ajung aici, am vorbit cu Eddie și am picat de comun acord să ținem secret chestia pe care o știm noi. Da, corect, corect, corect. Nu vrem să-i face problemul Rafael așa fără dovezi, da, boys, corect. Știți că momentan suspectul principal este Rafael, ăla e suspectul principal. Și pentru că e foarte, foarte ciudat și minte foarte mult toate chestiile astea. Și, na, având în vedere că noi numai îl presupunem, nu avem dovezi clare, nu vrem să-i facem probleme. Tu, Eddie, frățiorul, gen, ești de acord cu chestia asta? Marius, să zic sincer că de ieri parcă toate indiciile conduc către știi tu cine. Sper să nu am dreptate, da, boys, bă, Rafael este cel mai mare suspect în momentul de față. Tu, Rafael, ce zici, frățiorul, a? E doar, mă bucur că nu am mers la școală. Sunt pregătit să răspund la orice întrebare. Mă bucur și eu să aud chestia asta, știi ce zic? Tu, Georgiana, ce zici? Abia aștept să ne bagi în camera de interogare ca în filme. Da, eu zic că nu e o chestie foarte, foarte bună. Tu, Iasmina, îmi e dor de prietena mea. Îmi era ca o soră mai mare, îmi vine să plâng. Stai liniștită. Deci, boys, asta e trupa de șoc. Suntem noi șase. Cei șase drumeți, cei șase curajoși care să fie interogați astăzi la poliție. Ia ziceți, domnul șerif, cum se procedează, practic. Bun, acum când ne-am adunat toți aici, trebuie să mergeți unul câte unul în secție, la etajul 1 și la ultima cameră pe stânga. Hopa, acolo o să fie polițistul Radu, care o să vă pună întrebările. Cine vrea să meargă primul? Nu durează mult, maxim 10 minute. Boys, mă duc eu primul, știi ce zic? Adică, bă, sunteți de acord? Eu mă duc primul, ok. Deci trebuie să mă duc la etajul 1 în secție și la ultima cameră pe stânga. Ok, am intrat în secția de poliție. Hopa, îl văd acolo pe polițistul Radu. Pe unde trebuie să iau? Pe aici? Pe ok, aici sunt scările, perfect. Mamă, deci, boys, o să trebuiască să mă duc acolo ca să vedem care-i treaba. Ok, ok, o să fiu interogat. Mamă, hopa, mamă, ce prost sunt. Deci o să fiu interogat pentru prima dată la mine, gen, pentru prima dată în viața mea. Hai să vedem. Merge tot în față și acolo e polițistul Radu. O să fie o cameră de aia gen fără geamuri. O să fie o cameră de aia ca în filme. Hopa! Hopa! Ok, boys, ok. E genul ăla de cameră, hai să vedem. Bună ziua, domnule polițist Radu. Sunt aici pentru a fi interogat. Eu sunt primul din cei șase, știi ce zic? Salut, Marius, numele meu este Radu. Iar astăzi o să-ți fac un interogatoriu. Îți spun încă de la început că ești aici pe poziție de martor și niciun caz ca și un suspect. Am șase întrebări pentru tine și te rog să răspunzi corect la toate. Bun, boys, de șase întrebări. Hai să vedem care e treaba. O să încerc să răspund, că eu nu o să încerc. O să răspund 100% cât mai sincer. Hai să vedem. Prima întrebare. Unde erai în momentul în care criminalul a intrat în casă și a făcut crima? Deci, domnul polițist Radu, ca să vedeți, în momentul în care criminalul a făcut crima și noi eram în casă, fetele, adică Georgiana împreună cu fetele, erau sus și eu cu băieții, eu eram jos, în sufragerie la televizor, alături de tovarășul meu Pinti. Acolo eram în momentul în care s-a făcut crima, gen, nu ne-am mișcat de acolo, acolo am stat toată ziua, știi ce zic? Am înțeles, întrebarea 2. Am înțeles că instant după ce s-a făcut crima, ai și mers în camera surorii tale. Cum ai reacționat așa de rapid? Păi stați să vedeți, eu eram cu Pinti, vorbeam despre anumite chestii și la un moment dat s-au auzit niște țipete. Eu am auzit țipete de fată, să nu știam de unde vin. Și Pinti a zis, gen, el a venit cu ideea, a zis că bă, hai să mergem rapid, că pentru că sunetele astea se aud din camera surorii tale. Și după când am stat așa să mă mai gândesc puține secunde, mi-am dat seama că are dreptate și că pe bune acele sunete, acele țipete se aud din camera surorii mele. Așa că am mers sus acolo să vedem care-i treaba. Ok, întrebarea 3. După cum ai văzut, aici se află și prietenii tăi, Eddie și Rafael. Da, am văzut chestia asta. Care nu au fost în casă la momentul crimei. Ce-ai de spus, având de vedere că ei au plecat fix cu 10 minute înainte? Băi, domnul polițist, asta vreau să vă întreb și eu, pentru că mesajul pe care l-a primit de la șerif azi dimineață, se zicea clar, bă, că o să fiu numai aia care, na, care era în casă în momentul în care s-a făcut crima. Nu știu ce să zic, însă până la urmă sunt doar niște copii, nu vreau să-i suspectez de ceva sau ceva de genul, plus că sunt prietenii mei cei mai buni, știi, și nu cred că ar putea să facă așa ceva, pentru că eu îi cunosc foarte, foarte bine. Ok, le-am luat partea, adică lui Eddie și lui Rafael, dar
la Rafael avem anumite, anumite suspiciune. Hai că mai avem încă 3 întrebări. Întrebarea cu numărul 4. Dacă ai ști sau cel puțin ai bănuit cine e criminalul, mi-ai spune și mie? Desigur, domnule polițist, că v-aș spune că da, trebuie să-l prindeți ca să fie orașul un loc mai sigur. Dar momentan vă spun sincer că nu am absolut nicio bănuială, pentru că criminalul poartă mască și na, nu știu cine ar putea să fie. Mamă, mamă, ok. Întrebarea 5. Crezi că dacă tu cu băieții v-ați fi aflat sus în cameră, voi erați victimele sau criminalul a vrut să o moare special pe acea fată? Domnule polițist, vă spun sincer că nici eu nu știu chestia asta. Ideea e că am vorbit în ziua crimei, am vorbit și cu sora mea despre chestia asta și nu se știe. Nu știu dacă noi eram sus în cameră, dar noi, noi nu puteam să fim în camera surorii mele, că dacă mergeam sus în cameră, mergeam la mine în cameră. Deci nu știu cum, nu știu cum se proceda. Adică nu știu dacă a vrut special să o moare pe fata aia sau a vrut să o moare pe cineva din camera aia. Însă dacă voia neapărat să o moare pe cineva din camera aia și noi eram sus, n-avea cum, pentru că noi nu eram acolo în cameră, eram sus la mine în cameră. Deci nu știu, aici chiar nu știu cum să vă răspund. Deci pe bune, chiar nu am nicio idee. Hai să vedem și ultima întrebare. Dorm bine noaptea? What? Și cu întrebarea asta, nu, să fiu sincer, sunt cam tulburat. Ok, ok, acestea au fost întrebările. Te rog să aștepți afară până când rezolv cu toți martorii. Nu ai voie să pleci din secție. Am înțeles, boys. Ok, deci eu zic că m-am descurcat destul de bine. Acum o să iau un loc aici pe bancă și o să aștept să vină toți să interogheze și după să vedem ce o să facem. Frați și surori, după o oră de așteptare, uitați-vă ce se află pe holul secției de poliție. Suntem toți 6, toți am mers înăuntru la interogatoriu și nu știu dacă a trecut neapărat o oră sau 50 de minute sau ceva de genul. Însă, băieți, v-am adorat aici, v-am luat pe toți pentru că am o întrebare foarte, foarte importantă. În primul rând, vreau să vă întreb dacă vreți să mergem la un suc după toată chestia asta și o să mergem la un suc ca să discutăm puțin problema. Însă, întrebarea mai importantă și ce zic, este următoarea. Sunt curios dacă și voi ați avut aceleași întrebări ca și mine, gen, ca să înțelegeți, eu am avut 6 întrebări, 6 fix 6, și erau de alea de genul unde ai fost în momentul în care s-a făcut crima, de ce te-ai dus sus în cameră în momentul în care s-a făcut crima și doar chestii de genul. Tu, Pinti, ce ai avut? Da, exact, și mie 6 întrebări de alea gen de ce m-am dus sus în cameră. Exact, băi, deși Pinti a avut aceleași întrebări. Și da, eu zic că ar fi bine să ieșim la un suc, mai stăm de vorbă, mai aflăm chestii. Bun, perfect. Mamă, dar stați băieți, fiți atenți. Poate ne-au dat întrebările așa pentru fete și băieți. Stai să le întreb și pe celelalte. Georgiana, tu câte întrebări ai avut? 6 întrebări. Păi și erau întrebări de alea gen unde era în momentul în care s-a făcut crima sau gen ce întrebări v-a pus vouă? Da, exact, dar am avut și noi. Bă, voi, vă dați seama că ele, practic, au avut niște întrebări diferite, dar nu știu care e treaba cu ele, o să le las acolo. Ia zi, băi, din frățelul, tu ce întrebări ai avut? Exact la fel am avut și eu. Cred că ne-am dat la toți aceleași întrebări ca să vadă care minte. Da, boys, bă, la chestia asta, la chestia asta m-am gândit și eu, știi, că ne dă aceleași întrebări ca să vedem care minte. Știi că dacă cumva eu cu Pinte avem răspunsuri diferite, o să fie destul de ciudat, știi ce zic? Adică, da, pentru că eram unul lângă altul, unul dintre noi minte. Și da, haideți la suc. Tu, Rafael, cum te-ai descurcat? Și eu am avut aceleași întrebări, dar nu știu dacă ce zice Eddie e corect. What? Ce vorbești? Cum adică să vadă care minte? Toți am trăit experiențe diferite și eu trebuie să merg acasă, nu pot veni la suc. Rafael, frățul, nu trebuie să te panichezi așa, știi ce zic? Adică dacă n-ai mințit acolo, n-ai de ce să-ți faci griji, știi ce zic? Păi hai, du-te la suc, știi ce zic? I-am zis să se ducă la suc, boys, dar de fapt voiam să zic să se ducă acasă. Ei bine, frați și surori, după cum puteți vedea, toată lumea a plecat și a mai rămas doar eu împreună cu Pinti și cu Eddie. Bă, băieți, eu cred că nici măcar nu trebuie să vă zic care o să fie subiectul discuției de la suc. Voi ați observat cum se comportă Rafael. Băi, era așa de panicat, efectiv, pentru că și că nu contează care minte, că am avut experiențe diferite. Bă, îl văd foarte, foarte panicat. Adică nu știu care e treaba. Ați simțit și voi la fel? A plecat toată lumea. Voi ați observat ce panicat era Rafael. Mie mi se pare că e din ce în ce mai suspect. Exact, boys. Dar în continuare sper să cred că noi nu-l înțelegem și că totul este doar o coincidență. Nu știu dacă v-ați dat seama, boys, dar Pinti vrea să creadă că totul este o coincidență și Eddie, boys, Eddie zice că Rafael e suspectul principal. Îți menții părerea, bă, Eddie? Eu sunt 99% sigur că Rafael ori e criminalul, ori este un complice. Sper să nu-și vii dat seama că îl suspectăm. Poate o să ne facă și nouă rău. Da, bă, boys, trebuie neapărat să nu-și dea seama Rafa gen că avem ceva cu el sau ceva de genul, că suntem ca și morți. Hai la suc atunci, știi, zic, hai să mergem toți la suc. Hai să mergem pe aici, let's go, haideți, veniți cu mine. Să mergem sus la hopa, dar stați că nu suntem singuri în secția de poliție. Mai e și șeriful, ok, hai să mergem pe aici. Haideți, băieți, veniți cu mine, let's go. Bang, 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 bang. Haideți, 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 haideți.
Se ne care e treaba cu șeriful ăsta, hopa. Ia veni să zice, mă, de ce se mișcă așa de greu? Ha, mă, Pinti, vino, frățiorul, ce, ai rămas blocat acolo, știi ce zic? Hai să vedem, uite-l pe șerif, mă, dar șeriful stă, mă, lasă-mă, băie. Dar șeriful stă fix în mijlocul ușii. Domnule șerif, ne-a lăsat și pe noi să trecem, vreți să mergem la un suc și ce zic, de ce stați în mijlocul ușii? Eu zic mai bine să nu mai mergeți la niciun suc. Fix acum 2 minute am primit prin stație că o casă din cartierul în care locuiți voi a luat foc. What? Nu știm a cui e și nu știu dacă sunt victime. Credem că este tot mâna criminalului. Haideți cu mine în mașina de poliție să mergem acolo. Boys, o casă de la noi din cartier a luat foc? What? Hai să mergem neapărat, let's go! Frați și surori, nu vine să cred ce tocmai văd cu ochii mei, însă o casă din cartierul în care locuim, ce-i drept este altă parte a cartierului cu alt fel de case, după cum puteți vedea, a luat foc, boys. Adică aici este mașina de pompieri, efectiv se încearcă stingerea focului, sunt polițiști efectiv peste tot și uitați-vă, boys, a luat casa foc, man! E efectiv foc peste tot! Eu nu înțeleg care-i treaba sau ceva de genul și totodată mi se pare ciudat că eu nu știu a cui e casa asta. Pinti, frățurul, tu știi cumva a cui e casa asta, cine locuiește în ea? Frate, spun cât de sincer pot că habar nu am a cui e casa asta. Adică eu pe strada asta mă jucam când eram mai mic și nu știu dacă am uitat eu sau nimeni nu stă aici. A, deci tu crezi că nimeni nu stă aici? Edi, tu ai cumva altă părere? Știu eu a cui e casa, fiți atenți! Sau cel puțin cine o deține în acte. Eu făceam fotbal când eram mai mic cu copilul care locuiește în casa de vis-a-vis, adică asta de lângă noi. A, deci în casa asta, gen în asta sau asta, nu știu în care, locuiește un copil cu care te jucai tu fotbal? Părinții lui dețin ambele case și asta care a luat foc era dată în chirie. Amen, what? Cineva a venit, a luat-o în chirie și acum i-a dat foc. Mamă, boys, deci fiți atenți, practic nimeni gen nu deținea casa asta, era deținută de băieții ăștia și cineva, boys, cineva a luat-o în chirie. Domnule șerif, aveți cumva alte informații? Marius, nu vreau să te panichez, dar asta este casa criminalului, what? Stați puțin, de unde ați luat decizia asta? Că luați-vă că mi-ați dat așa deodată, cum adică asta este casa criminalului? Am înțeles de la cei care au luat casa că o dau în chirie, deci bun, cum mi-a zis și Edi. Și ultimul chiriaș a fost John Doe, exact, un nume fictiv. Mamă, fraților, ultimul chiriaș a fost John Doe. În cazul în care nu știți care-i treaba cu John Doe și cu toată chestia asta, e bine, boys, mari criminali ai lumii, în momentul în care se duc la un hotel, la un motel sau fac ceva în acte, întotdeauna își pun gen cel mai popular nume folosit de ei este John Doe. John Doe arată că ești un infractor, știi ce zic? Și că vrei să îți ascunzi identitatea. Deci este John Doe. Însă ceva mă sperie maxim. Uite ce am găsit în casă. Informații despre tine, Pinti și Eddie. Ideea e că 90% din ce era acolo a luat foc și doar asta am reușit să recuperăm. What? La ce te referi? What și asta? Info 18, what? Și info 66. What și asta? Mario sale alarma la ora 6:50 dimineața. În general mai stă 5-6 minute pe telefon și după merge la baie să se spele pe dinți. What? Boys, asta e rutina mea de dimineață, what? Pinti are la alarma la 6 dimineața, înainte să iasă din cameră face flotări. Zilele trecute i s-a stricat încărcătorul la telefon și a dat toată casa peste cap ca să găsească altul. Boys, cumva suntem urmăriți? Info 66. Lui Eddie i-au picat banii pe jos când a ieșit din magazin vineri după școală. Nu știu de ce nu s-a ridicat să ia, dar i-am luat eu. Boys. Ok, băieți și fete, fiți atenți la ce mă gândesc eu în momentul de față. Deci, în primul rând, iară este aceeași coincidență ca de fiecare dată. Rafael pleacă de lângă noi și după se întâmplă o tragedie. Și după cum puteți vedea, boys, în aceste cărți sunt informații doar despre mine, Pinti și Eddie. Nicio informație despre Rafael. Dar totodată, boys, șeriful mi-a zis că 90% din actele din casă au fost arse. Deci ar putea să fie și informații despre Rafael. Frații mei, deci nu știu, Rafael devine din ce în ce mai suspect.
Ce ziceți, Rafael, e criminalul, gen, adică habar la momentan, după cum puteți vedea, de vreo câteva, de vreo zi și ceva, nu s-a mai făcut nicio crimă. Însă credeți că Rafael are ceva de a face cu chestia asta? Mi se pare foarte, foarte... Dimineața, frați și surori, tocmai ce m-am trezit acum 5 minute și în momentul de față mă aflu la baie, mă spăl pe dinți, îmi fac rutina mea de dimineață și toate chestiile astea și tocmai ce am auzit pe cineva care bate la mine la ușă și când să mă uit, boys, ce să vedeți? Este mama! Nu știu care-i treaba, nu știu de ce bate la mine la ușă așa de dimineață, însă a bătut destul de tare și sper, Doamne ferește, să nu fie vreo veste proastă sau ceva de genul, pentru că după cum știți, boys, în orașul în care locuim, se află un criminal în serie, boys, și astfel nu ar fi nimic ca wow să primim o veste proastă, Doamne ferește, însă sperăm să nu fie cazul. Hai să vedem care-i treaba și ce vrea mama să-mi spună. Bună dimineața, mama, care-i treaba? Ai ieșit deschis ușa? Bine când a intrat peste mine în cameră, bro. Care-i treaba? Bună dimineața, fiule, scuze dacă te-am trezit sau ceva, dar am o veste grozavă pentru tine. Hopa, deci e vorba de o veste grozavă. Ți-am găsit un job pentru vara asta. What? Nu-i așa că e grozav? O să-ți câștigi banii de buzunar și o să înveți să muncești. Hai de jos cu mine. Hai, bro, ia stai. Deci mama mi-a zis că mi-a găsit un job pentru vara asta. Băi, mă, băi, dar stăți puțin, ok? Eu nu vreau să zic, gen, nu vreau să zic așa că sunt lene sau ceva de genul și că nu vreau să muncesc. Însă, în momentul de față, la noi în oraș e un criminal în serie care bântuie străzile. Cum să mă duc eu la job, mai ales dacă e noaptea, Doamne ferește? Nu e destul de riscant, nu știu, băi, ok, să vedem care e treaba. De ce vrea mama să merg jos? Uite, păstora mea, să o întreb pe ea, poate știe ea ceva. Haide, mama, vină cu mine. Bună dimineața, bă, sora mea, Georgiana. Care-i treaba cu jobul de vară? Mi-a zis mama că mi-a găsit job, știi ceva? Ce norocos ești. A venit un tip de la fast food-ul Subway și a zis că angajează adolescenții acolo pe perioada verii. Hopa. Faza nașpa e că cica angajează doar băieți, că pe lângă că trebuie să faci sandwich-uri, trebuie să carlezi și mai multe chestii. Ca întotdeauna, tu ești ăla norocos din familie. Da, nu știu ce să zic dacă sunt așa de norocos. Deci a venit un băiat de la Subway, boys, fast food-ul care face sandwich-uri. Am înțeles, păi hai să coborăm, mama, să vedem care-i treaba. Deci să mergem jos, a venit la noi acasă, what? Cum se vine la noi acasă? Hopa, ce-i acolo? Manager și bunicu, what? Opa, ăsta e băiatul de la Subway? Bună dimineața, domnule, bună dimineața, bunicule, care-i treaba, îmi poți spune? Uite, ăsta e nepotul meu, omul de care ai nevoie. What? Marius, nepoate, ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. Domnul de aici este manager la fast food-ul Subway și vrea să angajeze adolescenți și să-i învețe să muncească. I-am spus deja că tu ești omul perfect. Băi, dar stați că nu m-a întrebat nimeni dacă vreau sau ceva de genul. Domnul manager, care-i treaba, bună dimineața. Bună ziua, numele meu este Mihai, am venit aici să recrutez adolescenți care sunt dornici să lucreze pe perioada verii și să câștige și niște bani frumoși. Dacă ești interesat, Marius, pot intra înăuntru pentru a-ți spune mai multe. Acum eu nu știu, nu prea sunt interesat, dar se pare că oamenii din familia mea sunt, așa că haideți, intrați înăuntru. Bun, acum că ne-am adunat toți aici, am o întrebare pentru voi toți, în special pentru mama. Băi, înțeleg că băiatul ăsta a venit aici și ne-a făcut o foarte bună ofertă, că un job pe vară, toți copiii își doresc un job pe vară, să aibă bani de buzunar și toate chestiile astea. Însă noi uităm un lucru foarte, foarte important. În momentul de față, la noi în oraș, se află un criminal. Mama, nu ți-e frică să mă lași la muncă având în vedere că se află un criminal pe stradă sau ceva de genul? Stai liniștit, Marius, domnul pare serios, 100% nu o să te lase singur acolo. Zici că vorbesc la pereți. Sau asta e doar o scuză ca să nu muncești și să stai pe banii mei toată viața, ha? Treci la muncă să câștigi și tu un ban. Ok, băi, cred că mama s-a săturat de faptul că stau toată ziua și mă joc pe calculator și nu câștig niciun ban și vrea să mă pună la muncă. Acum totul are sens. Ok, totul are sens. Dar ziceți-mi, domnul manager, care-i treaba? Spuneți-mi care-i treaba, gen, care-i treaba cu jobul ăsta? Hai să vedem. Ok, de să-ți explic. O să lucrez la Subway-ul de pe strada Corbilor în ture de câte 6 ore. Doar atât, 6 ore de muncă pe zi și o să fii plătit cu $10 pe oră. Holy shit, boys! De $10 pe oră, de 6 ore, băi, așa, $60 pe zi, dacă lucrezi 20 de zile pe lună, 6 vine undeva la $1200? Oh shit, boys, $1200 pe lună. Nice, nice. Și niciodată nu o să fii singur. În general o să fiți 5, iar pe tura de noapte o să fiți doar 2. Cum adică tura de noapte? Eu ca începător o să lucrez tura de noapte?
Tura de noapte e o dată pe săptămână. Și dacă vrei să te angajezi fix de seară, o să mergi pe tura de noapte. Momentan tu ești sigur interesat, trebuie să mai merg să caut. Ok, boys, ok, mă, unde sunt într-o situație foarte, foarte nașpa. Mama, într-adevăr, are dreptate, boys. Am 18 ani aproape și efectiv, nu, am 18 ani, am făcut 18 ani luna asta. Deci am 18 ani și toată ziua stau și mă joc pe calculator, nu fac niciun ban, nu fac absolut nimica. Așa că ar trebui să mă duc la muncă, dar nu știu, bro, mi-e frică de criminalul ăla, bunicule, tu ce zici? Mario, ce ești așa frică? Ți-e frică de întuneric la 18 ani? Nu, băi, mi-e frică de criminal. Eu zic să te gândești, să-ți prinde bine niște bani de buzunar, îți cumperi jocuri sau ce faci tu la calculatorul ăla, îți cumperi haine, scoți gagici la suc. Băi, bunicu are dreptate, boys. Astfel, da, managere, o să accept oferta ta și diseară, doar să-mi spui ora, o să ne vedem la Subway. Pentru că, uitați-vă, boys, m-am angajat, mi-am găsit un job, în sfârșit n-o să mai fiu liber profesionist, adică doar YouTuber. De efectiv, tot ce fac e să mă joc pe calculator și să postez videoclipuri și nu am un job și eu real. Așa că în sfârșit mi-am găsit un job, let's go! Bun, fraților, managerul a plecat din casă și mama e foarte fericită pentru că efectiv ăsta e primul meu job. Doamne, sunt așa de fericită, l-ai auzit pe domnul manager, diseară la ora 23.00 încep munca. Da, boys, diseară la ora 11 o să încep tura de noapte până la 6 dimineața. Nu, până la 5 dimineața, că o să lucrez 6 ore. Deci până la 5 dimineața, de la 11 până la 5 dimineața, o să fiu la Subway. Îmi vine să plâng și eu la primul meu job am început-o la 23.00. Ok, foarte mișto. Bă, dar totuși, bro, totuși mi-e frică maxim de criminalul ăla, sunt pe tura de noapte, efectiv, în oraș. Nu știu ce să zic, bro, mi-e destul de frică. Mă și enervez, ne poate, nu mai fi așa fricos. Hai, distrează-te cât mai poți, că diseară încep munca. Dar foarte important, să nu te uiți să te odihnești, să nu adormi naiba acolo. Pe mine nu mă deranjează, adică, boys, așa, în general, nu m-ar deranja să adorm acolo. Dar având în vedere că e un criminal în serie afară, mă deranjează să se întâmple o chestie de genul. Dar, hopa, stați că avem ceva aici. Avem un mesaj nou, hopa, de la cine e mesajul ăsta? De la Pinti! Bă, să nu te aud! În 15 minute ne vedem la terenul de fotbal să jucăm și noi ceva. Numai bine, așa mai discutăm și situația. Hai, te pup! Ok, boys, deci Pinti mi-a zis să mă duc la fotbal. Păi mama și bunicu, înainte să mă duc să mă culc, să mă relaxez așa puțin, o să ies puțin cu băieții la fotbal. Și o să vin rapid acasă, nu știu, maxim jumătate de oră, 45 de minute de unde că stau 3 ore. Deci maxim jumătate de oră, 45 de minute și ne vedem aici să mă pregătesc de prima mea zi de muncă. Hai, vă pup, ne vedem mai târziu. Bun, fraților, tocmai ce mă aflu pe terenul de fotbal cu toți băieții și bă, băieți, vreau să vă dau o veste care o să vă întristeze maxim. Nu știu dacă și vouă vi s-a întâmplat, însă azi dimineață la mine la ușă a venit un băiat care zice că e manager la Subway și angajează adolescenți. Vă dați seama că eu nu voiam să mă bag sau ceva de genul, însă mama mi-a zis că nu fac nimica cu viața mea, că tot ce fac e să stau să mă joc jocul pe calculator și să postez episoade pe YouTube, așa că a zis să mă angajez la Subway, boi, și obligat într-un fel, însă doar pe perioada verii, o să trebuiască să lucrez 6 ore pe zi, bro. Și pe lângă chestia asta, pe tura de noapte, grijă mare. Însă faza e că na, nu o să fiu sigur, decât am înțeles, o să mai am un coleg sau ceva de genul, habar nu am. Voi ce ați mai făcut, gen? A venit și la voi băiatul ăsta, Pinti? Salut, bă, Marius, băi, eu zic că e mișto de tine, că o să ai bani de buzunar, o să poți să faci ce vrei. Dar na, ai și tu de dreptatea ta, acum e un criminal în serie în acest oraș și nu prea sună bine tura de noapte. Da, voi, într-adevăr. Deci, într-adevăr, voi, da... Cum îi zice, gen, nu sună bine tura de noapte pentru că e un criminal în serie în oraș, dar nici așa n-ar fi sunat, știi ce zic, adică să-ți încep jobul și din prima să lucrezi pe tura de noapte mi se pare destul de suspect. Tu, Edi, ce zici, frățioro? Pinti are dreptate, bă, Marius, în situația asta îți spun sincer că nu aș lucra pe tura de noapte nici pe 1000 de dolari și eu lucrez pe 60, gen, că atâta primesc într-o zi de muncă. Plus că ai zis că nu o să fii singur, cine știe ce dubios o să fie cu tine, poate chiar criminalul, doamne ferește, băi, de bate. Cum să fie, bă, fix criminalul cu mine? Care ar fi șansele, bro? Efectiv, colegul meu de muncă la Subway să fie criminalul. Tu, Rafa, ce zici? Ha, Marius nu vine să cred. Sau să nu-ți mai spun așa și să zic colegul? Na, că tot vorbeam, care ar fi șansele ca criminalul să fie colegul meu. Și eu am acceptat oferta și diseară o să fim amândoi pe tura de noapte. Vreau să-mi cumpăr un nou calculator și am nevoie de bani. Ok, deci mi-ați răspuns la întrebarea următoare, gen, mi-ați răspuns la întrebarea, se pare că managerul a venit și la voi. Deci eu cu Rafael o să fiu diseară pe tura de noapte. Iuhu, Rafael, e bine că suntem prieteni, da, nu e nimic suspect la tine, ca și cum ai fi criminalul.
Da, bun, păi hai să începem meciul de fotbal, că tare mult chef am eu acum de fotbal, hai. Băi și fete, am prins un moment în care pot vorbi cu Pinky, după cum puteți vedea, Edi cu Rafa vorbesc acolo. Băi frate, tu ai auzit, deci mie nu vine să cred cât ghinion am. Cum ar fi, băi, de cum s-a nimerit fix cu Rafael să pic eu pe tura de noapte? Adică vrei să spui mie că o să petrec o noapte doar eu cu Rafael, care în momentul de față e suspectul numărul 1 că ar fi criminalul din oraș? Bă, vi se pare ok cum sună chestia asta? Frate, am auzit, trebuie neapărat să faci ceva. Când plecăm de aici, mergi la mama ta, roagă să nu te mai duci sau orice. Pe bune, eu zic că dacă mergi acolo, ești efectiv ca și mort. Deci nu, băi, fiți atenți. Am un plan. Efectiv, o să ne mai jucăm puțin fotbal, să se facă așa puțin seara. Și pe la ora 8-9, o să mă duc la mama acasă, bă, și o să mă pun în genunchi. Efectiv, o să mă rog maxim să nu mă mai duc. Adică, nu pot să-i zic, bă, nu știu ce aș putea să-i zic. Nu pot să-i zic că eu suspectez că prietenul meu cel mai bun este un criminal în serie sau ceva de genul, știi? Nu pot să zic chestia asta. Habar nu am. O să încerc, gen, o să încerc să inventez o poveste și Doamne ajută să-mi zică că pot să nu mă mai duc, să nu mă mai duc și să rămân, Doamne ajută, în viață totodată. Știi ce zic? Da. A venit seara și uitați-vă, boys, unde mă aflu. În față la Subway. Deci vă dați seama, boys, că planul meu de convingere, gen să nu mai vin aici la muncă, a fost un mare eșec. Și după cum puteți vedea, boys, aici pe lângă Subway mai este magazinul Nike, că e foarte ciudat că nu are angajat, și mai e și Apple, și iar foarte ciudat că nu are niciun angajat. Asta mi se pare ciudat. Și înăuntru sunt iar Rafael și managerul. Hai să vedem care-i treaba și să vedem cum cum o să ne descurcăm în această seară. Bună seara, domnilor! Am venit și eu la prima mea zi de muncă. Ia spune managere care-i treaba. Ok, Marius, doar un sfat, nu e bine să întârzi în prima zi. Da, crede-mă că am avut un motiv să întârzi. Vreau să trăiesc mai mult. Eu o să plec acum. Tu cu Rafael vă înțelegeți cum munciți. Odată stă unul la casă de marcat, odată stă unul în spate să facă sandwich-uri. Cum vreți voi, am înțeles. Eu vă las seară faină. Bun, băi, deci băi, e simplu. Ori stă unul aici în față, da, la casă de marcat, ori stă unul în spate să facă sandwich-uri. Mi se pare complet normal. Ia zi, Rafael, cum facem? Salut, Marius, mă bucur că ai venit. Da. O să stau eu la casa de marcat, dacă nu te deranjează, tu poți merge în spate. Dacă ai nevoie de ceva, să mă strigi. Suntem colegi și trebuie să ne ajutăm unul pe altul. Bun, boys, bun. Deci Rafael momentan nu dă tendințe că vrea să mă omoare sau ceva de genul. Sau, păi, spate nici nu e el criminalul și doar îl suspectăm așa. Așa că eu o să stau aici în spate și practic o să așteptăm să avem un client. Frați și surori, ce să vedeți? Chiar avem un client. Ideea e că mi se pare foarte ciudat că Rafael a dispărut, bro. Holy shit, cred că acum așa costumul ăla de criminal. Și o să vină să ne omoare pe toți. Adică eu m-am uitat aici jos să văd dacă e ceva. Când am ridicat capul, Rafael nu mai e, știi ce zic? Adică mi se pare destul de ciudat. O să mă duc eu să servesc pe domnișoara aia, pentru că nu avem altă variantă. Sau ce? Opa, ok, se pare că Rafael a rămas cu costumul lui normal, nu și-a luat costumul de criminal. Bă, Rafa, care-i treaba? De ce nu o servești pe doamnă? Marius, avem un client, dar te rog să-l servești tu. Nu știu ce am mâncat, dar mă doare stomacul maxim și trebuie să mă duc la baie. Și baie în spatele magazinului, trebuie să văd cum ajung acolo. Da, am observat și eu asta. Ne-a zis managerul că baie în spatele magazinului, dar după cum puteți vedea, aici nu e nicio ușă. Păi hai, du-te. Cred că acum e momentul în care se schimbă în costumul ăla de criminal și omoară pe toți, în fine. Bună seara, bine ați venit la Subway. Îmi puteți spune și mie care-i treaba, gen ăsta, ce nu care-i treaba, ce comandă vreți? Bună seara, aș vrea și eu un sandwich cu șuncă, cașcaval și roșii, vă rog, la pachet. Am înțeles. Uitați aici și comanda dumneavoastră și vă mai așteptăm pe la noi, știți ce zic? Dar, frățiorii, unde e Rafael al meu? Că e plecat de vreo 5 minute. Vă mulțumesc, îl pot mânca aici, parcă am auzit un țipăt afară și n-a știut situația în oraș și mi-e destul de frică să ies. Da! Îl puteți mânca aici, dar ziceți că ați auzit un țipăt afară? Holy shit, boys, parcă știu povestea asta. Bă, dar unde naiba e Rafael, bro? Ați auzit un țipăt afară, da? Puneți-vă jos. Ia stați, eu o să vin imediat. Stați și dumneavoastră aici. Dacă vine vreun host sau ceva, țipați. Holy shit, boys. Holy shit, auzit un țipăt afară. Ok, asta nu poate să fie bine. Boys, unde naiba e Rafael, bro? Unde naiba a fugit, man? Bă, unde ești? Deci, trebuie să ajungem în spatele clădirii. Ia, pe aici, gen. Ocolim toată clădirea și mergem în spate. Ca să vedem care-i treaba, bro. Holy shit, mamă, bro. Bă, mi-e frică maxim, unde naiba? Hopa, ba nu, acolo e clienta. Hopa, acolo e un semn, e un sign. Hopa, bă, ce se află aici? Ce e la pe jos? What? Ăla e cumva sânge pe jos? Ha!
am reușit, boys! E Rafael care-i mort pe jos! Ce scrie pe ăsta-i nu ăla? Nu a fost niciodată Rafael, muahaha! Bro, Rafael nu e criminalul, el e mort pe jos chiar acum! Momentul de față este miezul nopții și eu am fost transportat de poliție acasă. După cum puteți vedea, mă așteaptă mama, sora mea și bunicul și știți, boys, de data trecută că prietenul meu cel mai bun, Rafael, a fost omorât de criminal. Efectiv, nu mai am cuvinte, boys, nu știu ce se întâmplă în orașul ăsta. Îmi este frică, vă spun sincer, îmi este frică să ies pe stradă pentru că nu știi niciodată când apare criminalul și te poate omorâ. Și vestea cea mai nașpa este că, băi, Rafael era suspectul principal să fie criminalul și fix el a fost omorât. Asta înseamnă că în momentul de față nu avem niciun indiciu care ar putea să fie criminalul și astfel toți putem fi victimele lui. După cum puteți vedea, m-au adus două mașini de poliție acasă și șeriful a zis că vrea să aibă o vorbă cu mine. Hai să vedem. Marius, îmi pare rău pentru pierderea ta. Sper să prindem criminalul pentru că pentru ca prietenul tău Rafael să fie mândru. Mulțumesc, domnule șerif. Chiar trebuie să prindem criminalul pentru Rafael. Dar să știi că acum suntem mai aproape ca niciodată. What? Credeam că ne-am pierdut toate dovezile, pentru că toată lumea a suspectat pe Rafael, însă el a fost omorât, deci nu mai avem nimica. Dar nu zic nimic acum, ne vedem mâine, avem o veste extraordinară. Ok, asta s-ar putea să-mi fi învestelit puțin seara. Șeriful a zis că suntem mai aproape ca niciodată să-l prindem pe criminal. Nu înțeleg asta, urmează să aflăm de ce. Însă mulțumesc, domnule șerif, pentru cursă și ne vedem mâine, practic. Nu știu, vedem cum luăm noi decizia. Mama, uite, am fost la job și uite ce s-a întâmplat. Doamne, maică, ce se întâmplă în orașul ăsta, trebuie să ne mutăm, mergi rapid în camera ta. Da, eu v-am zis că eu trebuie să mă duc la job. Tu, sora mea, cum te simți? Încep să cred că o să ne ia pe toți, unul câte unul. Nici măcar nu mai pot să dorm noaptea. Vă rog, poliția, face ceva. Deci toată lumea, voi, după cum puteți vedea, în tot orașul este panică. Toată lumea este panicată pentru că criminalul poate să sară în orice moment de după colț și să-ți ia gâtul, bro. Și nu e deloc ok chestia asta, bro. Nu e deloc ok ce se întâmplă. Tu, bunicule, ce zici? Poate, se pare că sperietura ta s-a adeverit. Știți că zilele trecute îi ziceam lui bunicul că eu nu vreau să mă duc să mă angajez la Subway pentru că s-ar putea să fie criminalul noaptea pe străzi. Și uite că am avut dreptate. De astăzi nimeni nu cred că o să mai poată să doarmă bine noaptea. Păi bun, sper ca voi să puteți dormiți bine noaptea. Eu nu cred că o să pot, însă o să mă duc în camera mea, boys. Băi, nu înțeleg, frate, ce mi-a zis șeriful. Adică ați văzut și voi, gen, bă, mi se pare logic. Toată lumea îl suspecta pe Rafael, el a fost omorât. Nu mai avem nicio dovadă, nu? Acum trebuie să luăm de la început. Însă șeriful a zis că suntem mai aproape ca niciodată. Nu știu ce chestia asta, o să mă duc chiar acum, după cum puteți vedea, boys, efectiv în tot orașul este luată lumina. Pentru că, ok, bă, nu, acolo nu-i luată lumina. Ok, boys, nu înțeleg de ce. Dar în fine, bun. Deci este miezul nopții, practic. Hai să mergem în camera mea. E miezul nopții, bun. Hai să vedem dacă avem vreun mesaj nou sau ceva de genul. Hopa, chiar avem două mesaje noi de pe telefon. Bănuiesc că aceste mesaje sunt de la Pinti și Edi sau ceva de genul, pentru că, na, probabil și-au dat și ei seama că Rafael a fost omorât. După cum ziceam, am și ghicit. Pinti zice: oh, frate, se pare că Rafael nu era criminalul, dar oare cine e? Și Edi zice: of, Rafael. What? Boys, Edi a zis doar of, Rafael. Asta a fost reacția lui când cel mai bun prieten al lui, pentru că în cazul în care nu știți, eu cu Pinti mă înțeleg mai bine și Edi era cel mai bun prieten al lui Rafael, adică se înțelegeau efectiv de minune. Deci efectiv ei erau cel mai bun prieten, ați văzut și ieri la terenul de fotbal, ei vorbeau între ei, eu cu Pinti vorbeam, adică băi, erau de nedespărțit. Cum Edi să zică doar of Rafael? În fine, foarte ciudat, ok, foarte, foarte ciudat. Hai să vedem care-i treaba, bro. Eu o să mă pun să mă culc. Sper ca dimineața să mă trezesc cu vești bune. Fraților, nu m-am trezit deloc cu vești bune, ci m-a trezit telefonul și cineva tot bate în ușă. What? Este bunicul în fine? Hai să vedem, păi, cine tot mă sună, că bă, toată noaptea 8 apeluri pierdute. What? De la cine, bro? 8 apeluri pierdute de la șerif. M-a sunat șeriful orașului de 8 ori. Ok, bro, asta nu poate să fie de bine. Asta nu poate să fie de bine. Trebuie neapărat să mă duc jos. Uitați că a venit și jos. Bunicule, care-i treaba? Ne poate trezirea. A venit șeriful cu elicopterul special să te transporte pe tine. Nu știu unde o să mergeți, dar ce că este un loc foarte important. Mergi rapid jos. Holy shit, boys, a venit șeriful cu elicopterul, bro?
Ia să vedem. Ha, mamă! Pe bune, bro, uitați-vă! A venit cu elicopterul să mă ia pe mine? Dar unde n-ai, bă, putem să mergem și de ce trebuie să ajungem așa de rapid, e întrebarea mea. În fine, bro, mama, care-i treaba? Ce se întâmplă? Maică, ce ai făcut? Nu-mi da palpitații? Spune-mi chiar acum ce ai făcut. Mamă, n-am făcut nimic, adică din câte știu eu n-am făcut nicio prostie. Și plus că dacă făceam o prostie, cred că intra peste mine în casă, nu mă aștepta afară. Bănuiesc că șeriful doar vrea să mergem undeva. Tu, Georgiana, ce zici? Fratele, eu zic că ai încurcat-o, mergi rapid la șerif. Eu zic că n-am încurcat-o, bro, nu mai fiți așa de pesimiști, dar s-ar putea să o fi încurcat. Bună dimineața, domnule șerif, m-a sunat, îmi pare rău, dar dormeam. Care-i treaba și de ce ați venit cu dita mai elicopterul aici? Ce naiba se întâmplă? Marius, îmi pare rău de panica pe care am creat-o, dar am o veste foarte importantă și am nevoie de tine. V-am zis, boys, trebuie să reciluim, bro, șeriful este prietenul nostru. Hai să vedem ce are de zis. Nu știu dacă mai știi, dar aseară ți-am zis că am găsit ceva foarte important care ne poate ajuta să prindem criminalul. Da, boys, ne-a zis că e mai aproape parcă ca niciodată să prindă criminalul, nu? Ceva de genul. Prostul ăla de criminal și-a scăpat telefonul la locul faptei. Doar că nu cred că este telefonul lui, ci este un telefon de rezervă. Acum încercăm să-l decriptăm ca să vedem unde a mai fost, poate găsim locația lui. Haide rapid în elicopter ca să mergem la locul faptei. Let's go, boys! Criminalul și-a scăpat telefonul, ce fraier, bro! A făcut cea mai mare greșeală din viața lui. Hai să mergem neapărat acolo, hai să mă urc în elicopter. Bun, am ajuns la locul faptei, la tur de șerif. Și după cum puteți vedea, boys, este foarte mult sânge pe aici. Și acolo în față este un băiat numit polițist. Urmează să vedem care e treaba cu el. Însă, din câte mi-amintesc eu, nu era așa de mult sânge când a murit Rafael. Domnul șerif, ce se întâmplă? Ok, tinere, am ajuns, nu te speria, e doar sânge, cadavrul a fost dus de aici. În față îl vezi pe colegul meu, el decriptează telefonul. Hai să mergem la el să vedem ce a găsit, sperăm să prindem criminalul. Păi hai, domnule șerif, în cazul ăsta, să mergem la el. Hai, vină cu mine, bro, de aici e foarte, foarte mult sânge. What? Și e spar și Subway, uite pe polițistul ăla acolo, pe... Deci polițistul ăsta stă pe laptopul ăsta, probabil acolo decriptează telefonul. Uitați-vă, boys, că a fost spar și Subway, în fine, hai să mergem aici. Uite-l pe polițist, ăsta decriptează telefonul, cică, hopa, e acolo pornit. Domnule polițist, spuneți-mi și mie, ce vești aveți în legătură cu telefonul? Bună ziua, domnule șerif, am vești bune. Hopa, am reușit să decriptez telefonul și cred că am găsit locația criminalului. Hopa, let's go, boys, am găsit criminalul, nu? Let's go. Doar cred, nu sunt sigur. Adică am găsit o locație de unde a dat peste 10 apeluri telefonice. Bănuiesc că e locația lui. Boys, dacă dai dintr-un loc într-un timp atât de scurt 10 apeluri telefonice, înseamnă că ori acolo stai, ori frecventezi foarte mult locația aia. Deci eu zic că e bine în ambele cazuri. Ok, domnule șerif, spuneți de ce părere aveți despre chestia asta. Băiatul efectiv a aflat adresa. Eu zic că dacă a dat 10 apeluri telefonice de acolo, 90% acolo locuiește, să vedea o coincidență. Boys, dacă dai 10 apeluri dintr-un loc, adică ai sunat la telefon de 10 ori din locul ăla, înseamnă că frecventezi foarte mult locul ăla și stai pe acolo. Spune-ne adresa ca să aflăm cine locuiește acolo. Exact, hai să mergem peste el, boys, am prins criminalul în sfârșit. Păi aici intervine problema. Hopa, că avem o problemă, desigur. Adresa este casa numărul 13 de pe strada Corbilor. Ok. Casa numărul 13 de pe strada Corbilor. Dar am căutat în baza de date și acolo locuiește cineva, dar nu a mai fost, dar n-a mai fost să plătească asigurarea. Așa că nu arată cine locuiește acolo. Holy shit. Efectiv spune că ultimul proprietar e o băbuță care a murit acum câțiva ani. Mamă, bro, nu știm cine locuiește acolo. Păi și nu putem să mergem peste el sau ceva de genul, adică e urgent neapărat. Dar sunt sigur că locuiește cineva acolo. Dar ce să vezi, ca să intrăm peste el avem nevoie de un mandat de arestare. Adică trebuie să știm cine locuiește acolo. Trebuie să începem să căutăm, să sunăm, să întrebăm. Nu mai avem mult timp. Holy shit, bro, pe bune, gen ca să... intri peste cineva, gen ca poliția să facă totul legal și să intre peste cineva în casă, are nevoie de un mandat de arestare ca să se vadă peste cine intră în casă, știi? Și noi nu știm cine locuiește acolo, deci nu ne putem duce acolo. Efectiv este absolut useless. Bă, băieți, eu zic să, nu știu, să-mi aduc și eu laptopul, eu zic să ne punem aici pe căutare, pentru că o să avem mult de căutat.
Frașii și surori, au trecut 6 ore, ați auzit foarte bine, 6 ore pline de căutare, în care, ce să vedeți, nu am aflat absolut nimic care ne-ar putea ajuta. După cum puteți vedea, deja soarele apune și se face noapte și l-am mai chemat și pe Pinti să vină aici, poate ne ajute și el cu ceva. Și a adus și șeriful laptopul, vedeți, s-a instalat aici și efectiv nu putem găsi boys, nu ne putem da seama cine locuiește acolo, bro. Sunt foarte, foarte demoralizat și obosit că am stat aici 6 ore, efectiv 6 ore în soare, pentru că până acum era soare, acum se face noapte. Domnule polițiști, ce putem face? Efectiv suntem disperați. E efectiv de negăsit. Sunt mort de somn, domnule șerif, scuzați-mă, dar eu cred că o să mă duc acasă și continuăm mâine căutarea. Și polițistul, bro, până și polițistul vrea să renunțe, man. Adică nu putem spune că oamenii care trăiesc acolo se ascund, dar parcă au intrat în pământ. Pe bune, bro, adică nu putem spune că oamenii de acolo se ascund și să-i acuzăm de ceva. Dar efectiv, poate e norocul lor, poate e ghinionul nostru. Nu există acte care arată că cineva locuiește acolo, bro. Asta mi se pare foarte, foarte ciudat. Domnule șerif, dumneavoastră, ce spuneți? Ce ai zis, polițist? Nu mergi niciunde, nu merge nimeni niciunde până nu aflăm cine stă la casa numărul 13 de pe strada Corbilor. Corect, boi, cine naiba stă la casa numărul 13 de pe strada Corbilor? Pe bune, suntem polițiști și asta e treaba noastră, da. Ah, ok, Pinti, stai că abia de ajuns. Și Pinti, hai să-ți explicăm situația, gen, ca să-ți dai seama. Pe telefonul criminalului a fost găsit la locul faptei și a făcut foarte multe apeluri de la casa numărul 13 de pe strada Corbilor. Și eu stau aici împreună cu polițistul ăsta și cu șeriful de 6 ore full și așteptăm, gen, așteptăm, nu știu, să pice un meteorit din cer pe care să ne scrie cine stă pe strada Corbilor la casa numărul 13. Adică efectiv trebuie să aflăm locația lui. Marius, tu ar trebui să știi cine stă pe strada Corbilor. What? Îl mai știi pe Daniel, cel mai bun prieten al lui, de care a murit acum câțiva ani? A, da. Deci, boys, în cazul în care nu știa, gen, Eddie, tovarășul nostru, a avut un prieten foarte bun, Daniel, care, din păcate, a murit. Nu mai știu exact ce s-a întâmplat. Cred că a murit într-un accident de avion, dacă nu mă înșel, habar n-am. Însă s-a întâmplat ceva cu el, gen, și a murit băiatul ăla. Și, gen, ce treabă are Daniel cu toată chestia asta? El stătea la casa numărul 12. Asta înseamnă că Eddie stă la casa numărul 13. Boys, Daniel stătea, frații mei, Daniel stătea fix lângă Eddie și stătea, că știu, îmi amintesc ziarul din acea zi, zicea că copilul care stă pe casa numărul 12 de la strada Corpilor a murit. Holy shit. Oh my god, adresa este a lui Eddie. Bro, credeți că Eddie e criminalul? Să-i dorm cu incidență. Trebuie neapărat să... Frați și surori, astăzi este ziua cea mare. Mai exact, astăzi este ziua în care trebuie să prindem criminalul. Băieți și fete, vă spun cât de sincer pot, că am foarte, foarte mari emoții și totodată nu înțeleg ce se întâmplă în jurul meu. După cum știți, boys, de când a început toată nebunia asta cu criminalul, de când orașul meu efectiv a luat o razna, că știi că e un criminal în serie pe aici, pe străzi, toată lumea l-a suspectat pe Rafael, pe prieten meu cel mai bun. Însă, fraților, acum câteva zile Rafael a fost omorât și acum ghiciți ce? Al doilea suspect este un alt prieten de-al meu foarte bun, mai exact Eddie. După cum puteți vedea, în momentul de față mă aflu cu Pintia pe gen faleza asta, ba n-am cum să-i spun, și ce zic, adică suntem aici lângă lacul ăsta și vom sta aici, boi, suntem aici de vreo jumătate de oră și vom mai sta destul de mult pentru că așteptăm să ne sune șeriful, deoarece cic o să adune toată echipa, o să adune toți polițiștii din zonă și o să mergem peste Eddie în casă. Ați auzit foarte bine, fraților. Efectiv, în continuare, sper să fie o farsă sau nu știu, bă, sper să fie un vis, sper să fie un coșmar, să mă trezi din coșmarul ăsta, pentru că nu vine să cred cum Eddie, care a fost prietenul meu cel mai bun atâția ani, să, gen, prietenii mei cel mai bun sunt Pinti, Eddie și era și Rafael, și cum ar putea fix el să fie criminalul. Mie mi se pare foarte, foarte ciudat. Tu, Pinti, ce părere ai, frățiorul? Frate, mie nu vine să cred ce se întâmplă. Ne pierdem prietenii, efectiv. Are dreptate, bro, chiar asta se întâmplă. Ne pierdem prietenii. Dar acum o să-ți mărturisesc ceva. Ia să vedem ce zice Pinti. O fi că și tu ești criminalul, frățiorul. Lasă-mă în pace, lăsați-mă toți în pace. Am vrut să spun de mai mult timp, dar am evitat, că poate după părea că sunt paranoic. Dar gândește-te, frate. Hai să vedem ce a vrut să ne zică Pinti atâta timp. Momentul în care noi am început să-l suspectăm pe Rafael că e criminalul a fost atunci când Eddie a zis că el a revenit să-și ia caietul și după poc a venit criminalul. Nu? Boys? Da!
Nu, adică în momentul în care, în momentul în care am început să surprindem pe Rafael a fost când Eddie mi-a zis că atunci când au venit ei la mine acasă să, na, să aflăm mai multe chestii despre chestia asta cu criminalul, Eddie a zis că, că Rafael a venit să-și ia caietul și după a venit criminalul. De atunci l-am suspectat, logic, nu? Dar frate, noi nu avem nicio dovadă că asta s-a întâmplat, doar l-am crezut pe Eddie, el putea să ne mintă. Bro, ai dreptate, holy shit, man! Cum ar fi ca Eddie efectiv să ne fi jucat pe degete și să ne fi mințit tot timpul ăsta, bro? Și având în vedere că Rafael a murit și Eddie în viață, probabil chiar a făcut-o. Eddie mi-a ferit tot timpul ăsta. Holy shit, boys, nu știu, bă, degeaba am zis, știu, bă, în continuare vreau să cred că nu e adevărat. Deci, în continuare, oricâte dovezi mi-ai dat în momentul de față și mi le pune aici jos, efectiv ai umple toată strada asta de dovezi, eu aș vrea să nu cred. Acum, frate, eu stau aici cu Pinti și o să aștept telefonul de la șerif ca să mergem peste Eddie în casă. Fraților, efectiv am așteptat ore bune după telefonul șerifului, dar uita. Uitați-vă cine s-a adunat aici. Holy shit, efectiv a venit și ai mei. Nu știu ce caut aici. Urmează să-i întreb. Însă după cum puteți vedea, a venit șeriful cu 3 mașini de poliție, o toie de motociclete, un elicopter. Efectiv toată lumea aici. Zici că mergem să prindem cel mai mare criminal al secolului, nu tovarășul meu cu care mă jucam FIFA. Adică zici că trebuie să prindem. Bă, pe bune, e un criminal până la urmă. Nu știi ce gen, ce idei de-astea are. Tu, frățiorul Pinti, ce zici, frățiorul? Efectiv, acum e momentul. După atât timp o să prindem criminalul ăla și zic sincer, chiar dacă vreau să-l prind, sper din tot sufletul să fie o greșeală și să nu fie Eddie. Efectiv asta am zis eu, asta zic de când a început, de când a început ziua asta nenorocită, sper să fie o mare minciună. Dar bunicule, voi ce căutați aici, cine v-a chemat? Ne poate, noi o să așteptăm aici, mergeți acolo și rezolvați treaba. Nu vine să cred că criminalul ăla a stat pe canapea noastră. Da bro, nicio, efectiv, adică, bă, e doar o presupunere că Eddie s-ar putea să fie criminalul. Nu știm 100%, sperăm să nu fie cazul totuși. Mamă, tu crezi că Eddie criminalul? Zi sincer. Maică, mie mi se pare o tâmpenie ce faceți voi aici. Eddie e un băiețel așa inofensiv. Holy shit. Știu că odată și-a cerut scuze în lacrimi la mine când a spart o farfurie la ziua ta de naștere. Nu cred că ar putea să facă așa ceva, bro. Aparențele înșeală, băi și fete. Poate a jucat un rol tot timpul ăsta. Adică, bro, efectiv, chiar are logică ce mi-a zis Pinti înainte. Bă, dacă Rafael chiar a mințit cu chestia aia, înseamnă că el era criminalul. Dar Rafael a murit, înseamnă că Eddie a mințit și Rafael niciodată nu s-a întors să ia caietul atunci, gen, holy shit, bro, holy shit. Tu, Georgiana, ce faci? Vrei să fie Eddie criminalul sau nu? Frate, pe mine nu mă interesează cine e criminalul, eu doar vreau să-l prindeți. Vreau să-i dai două palme, să-i dau, adică să-i dea ea două palme celui care mi-a omorât prietena cea mai bună, da, boys, corect, și voi care a fost a doua victimă a criminalului. Ei bine, fraților, acum urmează să plecăm la război cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 polițiști împreună cu șeriful. Holy shit, urmează să facem mare chestie. Șerifule, plecăm acum sau care-i treaba? Ok, în 5 minute plecăm. Toate echipajele să fie pregătite. Mergem pe strada Corbilor la casa numărul 13. Avem un mandat de arestare. Suspectul este foarte periculos. Dacă încearcă ceva, aveți undă verde să trageți. Haideți să mergem. Holy shit, cum ar fi să-l împuște pe Eddie? Pinti, frățioare, eu am zis să nu mai pierdem timpul și să mergem odată la casa lui Eddie. Frați și surori, noi am venit cu elicopterul și uitați-vă unde tocmai am ajuns. În momentul de față ne aflăm în fața casei lui Eddie. Efectiv, sirene de poliție sună în continuu și mi se pare destul de ciudat că Eddie nu este se afară. Adică eu, ca persoană inocentă care n-am omorât pe nimeni și nu sunt un criminal în serie, dacă sta gen la casă mi-ar veni poliția și afară să vă care treaba, de ce mă caută 300 de mașini de poliție? Însă Eddie nu face chestia asta, mama. Asta îmi dă foarte mult de gândit. Poate ascunde niște dovezi sau ceva de genul. Însă bun, unde-ți vedea, în cazul lui sunt Eddie, tatăl lui Eddie și mama lui Eddie, după cum știm și noi. Hai să vedem care e treaba. Pinti, tu ce zici, frățiorul? Marius, acum e momentul. Sper că continuarea de casă să fie doar o foarte mare greșeală. Efectiv, șansele spun altceva, bro. Șansele spun altceva. Eddie are dita mai artilerară de poliție în fața casei și el nu face nimic, a sta acolo în casă ascuns. Cred că 100% e vinovat de ceva. Domnule șerif, o să mergeți înăuntru, poți să fii și eu cu dumneavoastră? Intrăm chiar acum înăuntru. Copii, stați în spate, intrăm acolo și revenim cu suspectul. Dar înainte să percheziționăm toată casa, să vedem dacă cumva se întâmplă ceva ciudat acolo. Haideți toți înăuntru acum. Ok, boys, o să se ducă poliția înăuntru, eu o să-i aștept afară. Holy shit, Doamne ajută, Doamne ajută.
merită să nu fie Eddie criminalul. Efectiv, haideți-vă înăuntru și noi vă așteptăm afară. Frați și surori, după 15 minute de percheziții, după cum puteți vedea, casa lui Eddie este plină de polițiști și șeriful i-a adus afară pe Eddie, mama lui Eddie și tatălui Eddie. Urmează să mă duc la șerif să-l întreb care-i treaba și acum, boys, este momentul pe care l-a așteptat toată lumea, efectiv, să vedem dacă într-adevăr Eddie este criminalul sau nu. Pin TV cu mine, frățioro. Oh my god, am ieșit. Mi-e prea frică să aflu ce au aflat. Mergi tu, Marius, îmi zici după și mie, e mult prea intens. Ok. Ok, băi și fete, urmează să mă duc la șerif să-l întreb care-i treaba. Deci, băi, efectiv, casa e plină de polițiști. Dacă ar fi fost de vinovat, de ce ar fi fost casa plină de polițiști? Domnule șerif, care-i treaba cu cei trei oameni de aici? Marius, totul este foarte simplu. Dânsii de aici, mai exact părinții lui Eddie, sunt condamnați la 10 ani de închisoare pentru complicitate la crimă, iar Eddie la închisoare pe viață pentru crimă deosebit de periculoasă. Holy shit, boys! Eddie este criminalul, bro! Am găsit la ei în casă multe arme și schițe care dovedesc clar că ei au fost în spatele crimelor și că Eddie le-a făcut. În casă sunt mai multe, să mai sunt niște chestii, dacă vrei te poți duce să te uiți. Holy shit, bro, mie nu vine să cred. Efectiv, asta e o farsă, șerifule, deci tot ești un șerif adevărat. Tu cu poliția nu sunteți adevărat, e o farsă. Holy shit, bro. Părinții lui Eddie și Eddie sunt criminalii din oraș, man. Ho, totul are logică, totul se leagă acum. Tot timpul ăsta Rafael a fost sapul ispășitor, boys. Eddie a dat vina pe el și Rafael, săracu, nu a avut niciodată nicio vină. Bă, Eddie, adevărat, frate, tu ești criminalul, bro. Dacă credeți că eu sunt singur în toată chestia asta, sunteți foarte proști. Ha, 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 în curând toată lumea va afla adevărul. Bro, ai luat o razna, ce-i cu tine, bro, în fine? E astăzi că mi-a zis șeriful că pot să mă duc în casă. Mamă, boys, mi-e frică maxim, sunt sigur ce o să găsesc în casa asta. Avem casa numărul 13, ok. Hai să intrăm înăuntru, boys, să vedem care-i treaba. Ok, o să las ușa asta deschisă în cazul care... Mamă, în cazul în care se întâmplă ceva bun, vreau să caut niște chestii, adică știu unde e camera lui Eddie, că am mai fost pe aici. Ok, mamă, boi, casa asta e destul de ciudată, bro. Nu știu care e treaba, a zis că mă pot uita ca să găsesc mai multe chestii. Mamă, dar casa lor e destul de mare. Oare unde credeți, boys, că... Aici pregăteau planurile, ia, o fi ca aici? Da, s-ar putea ca aici, gen. Mamă, bă, dita mai casa, ok, asta e curtea din spate. Ce bine că nu a ieșit Eddie pe curtea din spate, însă practic nici nu prea avea pe unde să iasă. Însă, eu zic că ar fi fost o idee. Hai să mergem aici sus, boy. Să mergem la camera lui Eddie. Asta e camera lui Eddie. După cum puteți vedea, e și deschisă. Mamă, are sânge pe jos în cameră. Bro, și e plin de săbi și topoare la el în cameră. Mamă, ce e asta, boys? Ia, avem o carte. O schiță pe care nu a luat-o polițistul. Să vedem ce găsim aici. Final de la Eddie. What? Ce-i asta, mă, final de la Eddie? Partea mea de final este să-l omor pe Pinti. Sperăm ca și sora mea își va face partea ei. What? Deci, Eddie urmea să-l omoare pe Pinti. Asta era partea lui de final. Sperăm ca și sora mea să-și facă partea ei. Cine e sora lui Eddie? Sunt de fapt